Deci, următoarea temă a prezentării este Empirical Evidence on the Relationship between Institution and Residence at European Level. Where is the East or comparative to the West? Autori, Ramona Țigănașu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Alina Mihaela Nicuța Preful de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași. Prezintă doamna Ramona Țigănașu. Doamna Țigănașu, vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc tare mult pentru introducere. Aș vrea înainte de a spune câteva cuvinte despre lucrarea pe care v-am pregătit-o să-mi spuneți dacă se vede proiecția. Se vede. Se vede. Mulțumesc frumos. După cum vedeți și din titlu, cumva abordarea face o schimbare de registru, în sensul că dacă până acum am ascultat lucrări foarte interesante pe ceea ce înseamnă hazard natural, pe ceea ce înseamnă managementul riscului, de data aceasta am venit cu o cercetare care se focusează pe componenta economică și ideea aceasta a plecat de la mărirea interdisciplinarității în astfel de cercetări privind hazardul natural, privind reziliența statelor Uniunii Europene și nu numai. Profilul meu științific nu este de natură tehnică și tocmai din acest motiv am considerat împreună cu doamna Precul că e de bun augur să avem abordarea interdisciplinară, tehnic, economie sau științe socio-umane, astfel încât să pornim de la baza piramidei care duce la un bun management al riscului, în esență, capitalul uman, resursa umană și calitatea instituțiilor. În această direcție se îndreaptă lucrarea noastră pe capacitatea instituțiilor de a genera reziliență și de a ști să ofere răspunsul potrivit sau cel mai potrivit răspuns acestor șocuri care pot interveni în sisteme, fie în mod aleatoriu, fie create de mâna omului, așa cum s-a mai precizat. Prin urmare, nu trebuie așteptată producerea unui șoc astfel încât să se acționeze, mai cu seamă din partea instituțiilor. În cercetarea noastră, când am spus instituții, am plecat de la abordarea a ceea ce ar trebui să însemne calitatea reglementărilor unui stat, calitatea regulilor formale și informale, și aici includem respectarea contractelor, respectarea dreptului de proprietate. De ce nu să luăm în calcul și acea dependență de cale, dacă tot vorbim de state postcomuniste și includem aici statele de la granița de est a Uniunii Europene, România, Republica Moldova, Ucraina, și nu numai, pentru că și statele postsovietice, Estonia, Lituania, Letonia, tot același trecut din incrementalism istoric îl împărtășesc și, prin urmare, întrebarea generală a cercetării este aceea de a vedea dacă răspunsurile la aceste șocuri care pot interveni fie din interior, fie din exterior, sunt cumva pe același trend sau în maniera asemănătoare cu capacitatea de a acționa a altor state care nu au împărtășit aceste caracteristici instituționale și care, vrând nevrând, își pun amprenta asupra traiectoriei de dezvoltare. Și pe de altă parte, includem aici la reziliența instituțiilor și capacitatea guvernelor de a răspunde prin măsuri adecvate, prin politici adecvate, prin analiza în detaliu a contextului teritorial, instituțional, astfel încât să poată furniza aceste sisteme de guvernanță politici, ceea ce numim politici transformative. Iar
politicile transformative înseamnă nu să asigurăm neapărat un nivel de calitate a unei decizii, a unei reglementări pe care am întâlnit-o în momentul producerii șocului, ci mai curând să trecem această etapă spre transformări superioare, spre un nivel mult mai avansat din punct de vedere al calității. Bineînțeles că acest concept al rezilienței, așa cum am spus încă de la început, poate fi tratat în perspectivă multidimensională, integrând aici științele tehnice, socio-umane, aspecte care trimit spre politic, economie, societate. Însă ceea ce trebuie reținut este faptul că abordarea trebuie să se facă într-un mod integrativ, să unească toate eforturile de pe toate palierele, și aici includem guvernele, cetățenii de rând, ONG-urile, mediul de afaceri, astfel încât să știm că toate problemele sunt cunoscute și că se iau cele mai bune politici în acord cu specificitatea locală, regională, națională. Deci iată că abordarea trebuie să fie multinivel și mai curând de jos în sus, de la cunoașterea particularităților zonale către cele naționale și apoi comunitare, și de asemenea multi-actori, le-am spus noi, prin conlucrarea, cooperarea, discuțiile pregnante care trebuie să se realizeze între toți pilonii principali dintr-o economie. Reziliența, știm cu toții că înseamnă acea capacitate de a rezista, de a absorbi șocurile cât mai bine, de a adapta sistemele și politicile publice, astfel încât, dacă se poate, să transformăm, și dacă îmi permiteți aici o metaforă, să transformăm tot ce înseamnă politică rea, cu ghilimelele de rigoare, da, sau deficitară, într-o politică bună sau foarte bună, să renaștem așa cum a renăscut pasărea Phoenix din cenușă, și aici intervine metafora. Deci iată că abordarea sau managementul riscului în cazul azardelor naturale trebuie să plece de la cunoașterea specificului teritorial în primul rând și apoi de la realizarea unor acțiuni concrete, strategii și viziuni pe termen mediu și lung. De pildă, dacă ne raportăm la vulcanul Etna și posibilitatea acestuia de a erupe din când în când, e clar că cetățenii din zonă, știind că se pot confrunta mai devreme sau mai târziu cu un astfel de hazard natural, ar trebui din timp, și nu numai cetățenii, instituțiile, că despre ele vorbim în prezentarea noastră, ar trebui să se centreze pe luarea de măsuri anticipatorii de dinaintea producerii șocului. La fel și în cazul cutremurului petrecut în ultimul timp, sau cel puțin acum o lună, cred, dacă nu greșesc, pe coastele Turciei. Erau anunțate astfel de evenimente, de șocuri, de către specialiștii în riscuri, însă instituțiile, dacă nu acționează din timp la ceea ce ar trebui să însemne intervenție și răspuns adecvat, în momentul producerii șocului, e clar că efectele nefaste vor fi la o scară. Privește analiza noastră, ne-am raportat la toate statele Uniunii Europene și la capacitatea lor de răspuns instituțional în fața unor crize, perturbări intervenite în sistem, dar de asemenea am inclus în analiză și
două state care fac parte din așa numitul parteneriat estic, Republica Moldova și Ucraina, pentru că știm, ele se pot confrunta cu diferite tipuri de șocuri, care poate nu sunt în convergență cu ceea ce, eu știu, statele nordice sau alte state din centrul Uniunii Europene s-ar putea confrunta. Și aici facem referire în special la dependența de export, dependența de energie față de Rusia, deci iată șocuri specifice. De asemenea, fragilitatea instituțională și structurile economice fragile care pot perturba sistemul, lipsa de coeziune, lipsa de promovare sau de insistență pe ceea ce ar trebui să însemne specializarea inteligentă și dezvoltarea sustenabilă și inclusivă. Și, de fapt, ideea generală a fost aceea de a vedea dacă tipul de comportament în fața unor astfel de hazarde, șocuri, ar fi diferit în cazul țărilor de la granița de est a Uniunii Europene, comparativ cu celelalte state, poate situate în vestul Uniunii Europene. Ideea principală, că aici am așternut mai multe întrebări de cercetare care intervin, este următoarea, ideea centrală. Dacă incrementalismul acesta istoric, dependența de cale despre care aminteam, aflată în cazul țărilor estice, și-a pus amprenta asupra capacității de a răspunde în fața șocurilor, și dacă aceste state, totuși, dincolo de trecutul istoric, ar avea capacitatea de a include în modelele lor de dezvoltare elemente instituționale care să le crească reacția la astfel de hazard, de șocuri. Aici intervine ceea ce numim adaptabilitate instituțională. Dacă avem capacitatea să fim flexibili, să venim cu măsuri și reglementări astfel încât să răspundem cât mai potrivit șocului. O să trec peste aspectele de ordin metodologic, doar atât aș vrea să menționez că în analiză ne-am raportat la trei șocuri, și anume integrarea sau momentul integrării statelor post-sovietice, Estonia, Letonia, Lituania, că aici iarăși este interesant de văzut dacă există diferențe între aceste state care împărtășesc același incrementalism istoric și statele Uniunii Europene și celelalte state ale Uniunii Europene, scuze. Apoi ne-am raportat, evident, la efectele crizei din 2007-2008-2009, depinde de cum s-a resimțit în fiecare stat efectul, pentru că a fost propagat în timp, și conflictul ucrainian, pe care cu toții îl cunoaștem de la nivelul anului 2014. Atunci când măsurăm această reziliență, această capacitate de a ști să oferim răspunsuri oportune șocului, trebuie în primul rând să comparăm, să avem un reper, comparăm o situație din momentul T1 raportat la un moment T0, și este de asemenea foarte important să avem o perioadă lungă de timp în analiză, astfel încât să putem trage o concluzie, pentru că ceea ce se poate dovedi a fi rezilient la momentul T0 poate fi non-rezilient în momentul T1. Vedem ceea ce, la ce ne-a condus cercetarea noastră. Abordarea este focusată mai cu seamă pe componenta economică, și am luat în structura acestui indice al rezilienței, cum l-am numit noi, trei mari factori care fac referire la calitatea intervenției guvernelor atunci când intervine un șoc, calitatea instituțiilor,
instituțiilor și calitatea reglementărilor. Toate aceste aspecte încorporează formalul versus informalul din teoria instituționalismului. Am aplicat ecuațiile structurale și metoda celor mai mici pătrate și rezultatele principale le-am expus pe acest slide. Analiza a fost făcută la nivelul anilor 2000, 2004, 2007, 2014 și 2016, tocmai pentru a include cele trei șocuri prezentate și a vedea dacă evoluția post-șoc, post-intervenție șoc, a condus către o calitate instituțională sau către un răspuns instituțional optim sau mai puțin optim. Și iată că observăm că în acest indice al rezilienței instituționale, de fapt, cel mai mult cântărește într-adevăr calitatea instituțiilor. Și când spunem instituții, ne referim la a avea un sistem legal integru, la a avea justiție imparțială și independentă, contracte sau o respectare legală a contractelor și de asemenea de a se respecta, a se proteja drepturile de proprietate. Acest determinism între calitatea instituțiilor și reziliență a fost la nivelul anului 2000 de 64,2%. Și dacă analizăm celelalte momente, o să vedem că procentul de determinism, de condiționalitate, tot crește, ceea ce înseamnă că statele incluse în analiză au început să conștientizeze importanța acestei componente și au lucrat, dacă vreți, pe aceste dimensiuni. E adevărat că și momentele 2004-2007, care au însemnat extinderea Uniunii Europene către Est și Centru, a forțat cumva statele să ia măsuri în această direcție, să-și îmbunătățească toate componentele amintite. Observăm totuși o relație mai mică de 12% între reziliență și implicarea sau capacitatea de a se implica a guvernelor. Și aici de ce? Pentru că în componenta aceasta am inclus integritatea guvernului, capacitatea sau modalitatea de a cheltui resursele financiare, direcțiile alocate, dacă au fost eficiente sau nu, sau raționale, și capacitatea sau taxarea, impozitele aplicate în economie. Iată că observăm că această taxare, respectiv cheltuirea banului public, stabilește o relație sau stabilesc variabilele respective relații inverse cu reziliența. Ceea ce ne conduce la următoarea constatare. La nivelul Uniunii Europene și la nivelul celor două state din afara Uniunii Europene, optimizarea sau direcționarea resurselor financiare nu se face tocmai în acord cu nevoile și cu valoarea adăugată sau nu se pune foarte mult accent pe valoarea adăugată care ar trebui obținută din diverse programe de dezvoltare sau cel puțin nu se monitorizează, evaluează concret aceste plusuri și mai mult decât atât, povara fiscală aplicată atât indivizilor, cetățenilor, cât și firmelor, apasă greu pe umerii tuturor și astfel, iată că îngreunează capacitatea sau un drum mai ușor spre o capacitate de reziliență ridicată.
mai avem în analiză și reglementarea sau reglementările care sunt foarte importante, atât de pe piața forței de muncă, atât de din sectorul de business, de afaceri, cât și din direcția sectorului bancar. Și vedeți la ce fac referire toate aceste reglementări, la modalitatea de a stabili salarii minime, de a face angajări, selecții, de a avea contracte colective de muncă, dacă facem referire la bănci, la sistemul de dobânzi, de impozitare, de facilitatea de a acorda credite, iar dacă ne raportăm la mediul de afaceri, costurile birocratice, timpul pentru sau necesar pentru a deschide o afacere, cerințele administrative și așa mai departe. Privind în dinamică, ne uităm la ce ne interesează în special și anume la acea calitate instituțională și așa, după cum v-am mai precizat, acest procent tot crește din 2000 până în 2016, unde s-a ajuns la un determinism de 77% între calitatea instituțiilor și reziliență. Evident că dacă privim spre cele trei mari componente, întăresc. Reziliența este determinată cel mai mult de componenta 2 și anume de calitatea instituțiilor și vedem aici procentaje foarte mari în această direcție, iar cea mai mică condiționalitate se stabilește între reziliență și reglementări, cel puțin pe variabilele pe care le-am considerat noi în analiză. Când privim spre graficele, spre plotul în această direcție, se vede foarte clar diferența dintre calitatea instituțiilor și însemnătatea sa la reziliență comparativ cu capacitatea guvernului de a interveni prin prisma elementelor discutate. Deci iată că această implicare a guvernelor având valoarea cea mai mică în relație cu reziliența înseamnă că mai curând că indicatorii sunt în direcție opusă cu reziliența, indicatorii care intră în această componentă. De exemplu, integritatea guvernului este invers corelată cu reziliența acolo unde vorbim despre resurse sau resurse financiare direcționate incorrect în economie, când vorbim despre impozite ridicate și așa mai departe. Cumulând cele trei componente, am făcut așa numita clasare, așa numitul clasament al țărilor europene în acest indice al rezilienței instituționale. Și poate nu ne surprinde faptul că țările nordice și alte țări dezvoltate din Uniunea Europeană, Austria, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Olanda și chiar dacă nu mai vorbim de Marea Britanie actualmente ca membra Uniunii Europene, iată că am impus-o în analiză și vedem că se plasează foarte bine la aceste componente și pe scara 0-10 pe care am luat-o în calcul, observăm că în categoria reziliență medie sunt încadrate și țările din centru și estul Uniunii Europene, cele mai mici valori în această direcție fiind atribuite Moldovei, Ucrainei, României, Greciei, raportat la cele trei state post-sovietice pe care le-am menționat în ipoteza de lucru,
constatăm că Estonia poate servi un exemplu de bună practică dintre toate. Vedeți că se plasează în ceea ce numim reziliență instituțională puternică alături de statele nordice și cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană, ceea ce iată că trimite la următorul lucru. Se poate, chiar dacă condițiile inițiale, să spunem, nu erau favorizante pe acest domeniu. Estonia se încadrează aici datorită faptului că, dincolo de acel proces al digitalizării pe care l-a implementat la scară largă, având un sistem în proporție de peste 90% digitalizat în sectorul public, unde se evidențiau mai cu seamă acte de corupție, și dincolo de faptul că este o țară mai mică din punct de vedere geografic și unde poate resursele se pot gestiona mai ușor, iată că poate servi model și pentru celelalte state care au împărtășit același trecut istoric. O să abordez foarte pe scurt această diferență în ceea ce privește distanța în termen de reziliență instituțională pentru perioada analizată 2000-2016, unde observăm că în anul 2000, comparativ cu anul 2014, se înregistrează cel mai mare decalaj la componenta reziliență instituțională. Și aici explicațiile ar rezida în faptul că au intervenit, evident, șocurile amintite pe parcurs și statele cumva nu au avut la îndemână aceleași pârghii de acțiune și aceleași viziuni strategice cu funcție de resursa umană existentă în interiorul lor. Iar în termen de timp, cea mai mare diferență s-a constatat în anul 2009 comparativ cu anul 2004. E clar că aici se văd efectele crizei economice din 2008-2009. Împărțirea pe diagrame asupra ceea ce înseamnă poziționarea statelor Uniunii Europene este reflectată pe acest slide, dar știind că timpul ne presează, o să închei și o să spunem doar atât că din analiza efectuată s-a constatat că țările de la estul Uniunii Europene, de la granița de est, împart fragilități instituționale, împart o capacitate de reziliență mai scăzută și acest lucru datorită faptului în special că independența judiciară sau, eu știu, respectarea drepturilor de proprietate, legii contractului, sunt toate aceste elemente nu atât de respectate cum ar trebui. Șocul care a influențat cel mai mult acel indice al rezilienței a fost reprezentat de către criza din 2008-2009 și aducem argumente în plus pentru a reliefa poziționarea reglementărilor și a intervenției guvernamentale pe poziții ierarhice, să spunem, inferioare calității instituționale, prin aceea că după criza din 2009, țările, în special cele din Est, s-au confruntat cu deficite ale balanței de plăți, cu datorii publice accentuate și tocmai din acest motiv sau din aceste motive, populația a început să fie mai nemulțumită de intervenția guvernamentală. S-au făcut și unele acțiuni din partea guvernelor care nu au fost în acord cu ceea ce însemna principiile dezvoltării durabile și principiile
subsidiarității consultării cetățeanului atunci când pui în practică o măsură. Iată de ce toate aceste motive au dus la relații cumva mai reduse cu acel indice al rezilienței. Statele, ce este de făcut? Considerăm că statele care au o capacitate mai redusă de a răspunde șocurilor sunt nevoite să-și adapteze instituțiile la tipul de șoc, la tipul de dezvoltare economică pe care o au și să apropie cetățeanul, mediul de afaceri, celelalte guverne, celelalte autorități sau autoritățile locale și angajatorii, de ce nu, de guvern, astfel încât să vorbim de o guvernanță smart, inteligentă și de acolo să venim mai jos către regiunea inteligentă și orașul inteligent. Cât privește statele din parteneriatul estic, Republica Moldova și Ucraina, pentru a încorpora o absorpție mai mare a șocurilor, e nevoie de promovarea democrației, regulii legii în rândul cetățenilor, de aplicarea spre ceea ce spun strategiile Uniunii Europene și anume concentrarea să se facă pe dezvoltare durabilă, dezvoltare inteligentă, susținerea societății civile, iarăși este foarte importantă, respectarea drepturilor omului și parteneriatele sau comunicarea permanentă între mediul academic, mediul de afaceri, ONG-uri, societate civilă și decidenți. Toate aceste elemente pot conduce la o absorpție a șocului, așa cum am spus, ridicată, mai ales în contextul în care ne dorim și Uniunea Europeană cu siguranță își dorește în perspectivă extinderea către est. Și atunci este nevoie de luarea în calcul a elementelor discutate. Mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, cu mare drag le ascultăm. Vă mulțumim, doamna Cetinatru. Alți colegi, dacă sunt întrebări? Nu sunt întrebări, vă mulțumim încă o dată. În cele ce urmează, se prezintă lucrarea Special Reference System for Hazard Risk Management in the Region of Romania. Autori Constantin Chirilă, Iersilia Onica, Maximilian Diac, Loredana Crengăniș, Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi, Iași. Vă rog, stimați colegi, prezintă domnul Constantin Chirilă. Se vede? Da. Deci, cu această prezentare, intrăm cumva din nou pe domeniul geodezic. Este o prezentare complementară celei făcute de domnul profesor Chiriac mai devreme, care prezintă situația pentru regiunea de nord-est a României, a sistemelor de referință spațiale care pot fi folosite în managementul riscului de hazard. Prezentarea cuprinde 7 direcții generale de cercetare, o parte introductivă, o prezentare sintetică a sistemelor de referință și coordonate pentru poziționare planimetrică, altimetrică și tridimensională, posibilitățile de conversie și transformări de coordonate între sistemele de referință spațiale amintite, produsele cartografice existente în datumurile utilizate la nivel național și perspectiva definirii unui cadru de referință pentru informația geospațială cu referire la proiectul de față. În partea introductivă aș dori să subliniez importanța stabilirii unui sistem de referință spațial unitar atunci când folosim o multitudine de date care
provin din surse distincte, da? Și aici vorbim în special nu neapărat de fenomenele izolate, cum ar fi monitorizarea alunecărilor de teren pe un versant care pot fi puse în evidență într-un cadru de referință singular, ci de fenomene extinse care necesită o corelare spațială cu ansamblul teritoriului studiat. De aceea, revenind la conceptul de sistem de referință spațial, ne vom referi în contextul standardului internațional, și anume standardul pentru informație geografică ISO 19111, da, care definește sistemul de referință și coordonate, prescurtat CRS, prin două componente, datumul geodezic reprezentat de partea fizică, da, și sistemul de coordonate, partea matematică, datumul fiind practic ceea ce partea descriptivă care ne arată cum asociem sistemul de coordonate la modelul convențional al Pământului. De asemenea, tot conform acestui standard, trebuie să descriem sistemul de coordonate, urmărind toți pașii pe care îi recomandă acest standard, aspecte care va trebui să le avem în vedere și în desfășurarea proiectului care, așa cum am văzut, are la bază informația geospațială. Și acum trec la studiul efectuat asupra sistemelor de referință și coordonate din România, cu precădere pentru regiunea de nord-est. În ceea ce privește poziționarea planimetrică, avem oficializat datumul geodezic local Pulkovo 1942, cu elipsoidul de referință Krasovskaya 1940. Avem o rețea de triangulație geodezică, rețeaua clasică, care are ca punct de origine observatorul astronomic Pulkovo din Rusia, în urma căreia a rezultat un fond geodezic important. Așa, și în cadrul acestui datum geodezic, da, s-a lucrat inițial cu proiecția cilindrică transversală Gauss-Krüger, care era o proiecție comună pentru toate țările din fostul tratat din Varșovia, și mai târziu s-a trecut la proiecția azimutală oblică, pe scurt Stereo 70, care este și astăzi proiecția oficială, porția cartografică oficială în România. Datumul geodezic Pulkovo 1942, am spus că este asociat cu proiecția Gauss-Krüger, pentru care avem în stânga parametrii de definiție ai proiecției și ceea ce este important în studiul acestor proiecții, anume deformațiile liniare care se produc în zona studiată. Așa cum a precizat și domnul profesor Chiriac în prezentarea dumnealui, avem deformații lineare relative pe zona Ungheni, România, respectiv la Moldova, de aproximativ 4,3-4,5 cm pe kilometru. Dacă ne referim la proiecția stereografică 1970, care prezentăm parametrii și harta deformațiilor pentru zona de nord-est a României, pentru zona Ungheni avem deformații de ordinul plus 13,9 plus 14,2 cm per kilometru. Deci aproximativ 14 cm per kilometru în zona Ungheni. Alt datum geodezic global, WGS 84, este folosit în general de către fosta direcție topografică militară, care și-a schimbat denumirea actualmente în Agenția de Informații Geospațiale pentru Apărare. Ei lucrează cu proiecția Universal Transversal Mercator, UTM. Aici deformațiile sunt destul de mari în zona
Ungheni, suntem pe fusul numărul 35 și avem deformații de ordinul a minus 35 de centimetri pe kilometru. Mergând mai departe, România a adoptat oficial în 2009 datumul geodezic european, ETRS 89, care am prezentat descrierea conform aceluiași standard internațional, ISO 19111, cu toate etapele de definire a datumului, respectiv cu precizarea elementelor de descriere a meridianului origine și a elipsoidului de referință folosit. În cazul datumului geodezic ETRS 89, recomandările europene sunt în domeniul cartografic, proiecția UTM asociată elipsoidului GRS 80 pentru hărți la scări mai mari de 1 la 500.000, pentru reprezentările scări mai mici de 1 la 500.000 se recomandă o proiecție conformă Lambert cu două paralele de secanță, iar pentru analize statistice la orice scară se recomandă proiecția zimutală echivalentă Lambert. În ce privește poziționarea altimetrică, România a lucrat și ea în datumul inițial, în datumul vertical Kronstadt, cu raportare la zero Marea Baltică, folosind sistemul de altitudini normare Molodenski, după care s-a trecut la sistemul oficial actual și actualmente oficial, sistemul Marea Neagră 0-1975, care a avut inițial reperul fundamental în capela militară din Constanța și mutat apoi într-un amplasament nou în localitatea Tarii Verde. Folosește același sistem de altitudini normale Molodenski și în cadrul acestui sistem de altitudini s-a dezvoltat rețeaua de nivelment de stat care contribuie alături de rețelele cu caracter local și cele și cu punctele cotate din rețeaua planimetrică la Fondul Geodezic Național. Așa cum observăm, legăturile care s-au făcut pe rețeaua din eveliment, așa cum precizat și domnul profesor Chiriac, s-au făcut prin localitățile Ungheni și Giurgiulești, da, cu calculul diferențelor de datum pe reperii din Iași și Galați. Referitor la sistemul de referință vertical european, EVRS, este vorba despre un datum vertical care are ca reper fundamental reperul Amsterdam, un sistem de referință care folosește un sistem de altitudini exprimat sub formă de numere geopotențiale, dar și în sistem de altitudini normale, cu două realizări în rețeaua la nivelul anului 2000, EVRF 2000 și ultima realizare EVRF 2007, la care România a participat cu 46 de puncte, da, integrându-se în această ultimă soluție EVRF 2007. Aceasta este de altfel considerată și referința verticală pentru geoinformația paneuropeană. Pentru poziționarea tridimensională, da, ne referim la rețelele spațiale obținute prin tehnologie GNSS. Inițial, după anii 90, în România s-a realizat o rețea geodezică națională de sprijin, având 7 puncte în rețeaua de ordinul A. Unul dintre acestea este și în județul Iași, respectiv punctul Sârca, care este punct determinat și gravimetric. Originea rețelei a fost stabilită în dealul Piscului, respectiv în București. Observatorul, practic, se referă la observatorul astronomic militar din dealul Piscului. Coordonatele au fost determinate în sistemul de referință ITRF 92, epoca 1994,7 și transformate ulterior și în sistemul de referință european. Din 2008, România participă la sistemul de poziționare european prin programul ROMPOS,
Romanian Positioning Service, sub coordonarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceasta se referă la distribuția în teritoriu a unui număr de aproximativ 75 de stații de referință permanente, cu utilizare atât geodezică, dar și cu utilizare pentru navigație și prognoză meteo. Serviciile pe care le oferă programul ROMPOS sunt cele de post-procesare cu precizie sub 2 cm și cele în timp real, da, cu precizie de aproximativ 3 cm. Coordonatele sunt disponibile în sistemul european 389 și în sistemul național Stereo 70. Dintre aceste stații de referință permanente, stația București este stație internațională în rețeaua IGS și totodată și stație europeană, alături de alte patru stații permanente, singura din Moldova fiind cea de la Bacău. În continuare avem pe regiunile selectate pentru regiunea de nord-est a României punctele rețelei de clasă A, B și C. Așa cum observăm, cea mai apropiată stație de referință de zona Ungheni este stația de referință Iași, dar trebuie să ținem cont pe lângă aceasta că există și rețele de stații de referință private sau, așa cum este cazul chiar a facultății noastre, de a deține o stație de referință permanentă care deocamdată lucrează în sistem independent. Descrierea sistemului de coordonate tridimensional asociat de 389 este și el standardizat, se exprimă fie în sistem geodezic, fie în componente pe cele trei axe X, Y, Z, da, într-un sistem cartezian tridimensional. Având în vedere toate aceste sisteme de referință și coordonate, se impune o clasificare a conversiilor și transformărilor de coordonate pentru regiunea studiată. În cazul conversiilor de coordonate, păstrăm același datum geodezic, care, așa cum am văzut, poate fi Vulcovo 42, WGS 84 sau ETRS 89, da? Iar atunci când apelăm la transformări de coordonate, modul de exprimare a acestora rămâne identic, însă datumul se modifică, fie că este vorba de datum geodezic, fie că este vorba de datum vertical. În ce privește partea de software, adică a posibilității de apelare la algoritm de conversie și transformare a coordonatelor, un standard s-a impus prin codurile oferite de către Divizia de Geodezie a Grupului European pentru Petrol și Gaze Naturale, EPSG. Pentru România și Republica Moldova am selectat opțiunile disponibile în pagina de prezentare a acestui site cu privire la conversii de coordonate și la transformări de coordonate. Deci, așa cum vedeți, toate aceste conversii și transformări de coordonate sunt standardizate și sunt accesibile prin anumite coduri unice. În România, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a oficializat un soft de transformări de coordonate numit Transdat.ro, care permite transformarea coordonatelor între datumul european și cel național cu proiecție stereo 70 și sistem de altitudini Marea Neagră 1975. În ce privește poziționarea planimetrică, avem la bază o transformare Helmert și bidimensională și o interpolare a distorsiunilor într-un grid de transformare a coordonatelor. Precizia anunțată este undeva între 10 și 15 cm, cu precizarea că transformările locale de coordonate, de atunci când folosim puncte
comune între celor două sisteme de coordonate, putem ajunge la 10 cm sau chiar o precizie mult mai bună. Evident, aceasta doar pentru, zicem, proiecte cu aplicație locală, da? Deoarece această transformare oficializată, da, se aplică pentru întreg teritoriul național care urmărește să aibă o abordare unitară a acestor tipuri de transformări. În ce privește poziționarea altimetrică, există un proiect în desfășurare la ANICPI pentru determinarea unui cvasigeuit gravimetric. Aceasta este ultima situație prezentată și în care se observă județele care deja au fost integrate în transformarea TransDatRo, folosind acest model al quasi-geoidului, da, precizia medie de transformare este anunțată în jur de plus minus 10-12 cm. În restul zonelor, ceea ce ne interesează, deci pentru zona Moldovei, precizia poate varia foarte mult, deci se poate ajunge la erori de până la 50 de cm, deci care ies total din toleranțele geodezice. Cu câțiva ani în urmă s-a realizat un model al quasi-geoidului pentru zona bazinului hidrografic Prut-Bârlad, la care a participat un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Geodezie din București. Astfel, pe baza acestor puncte comune pe zona bazinului hidrografic, în care au avut atât determinări GNSS, de altitudine elipsoidală, cât și măsurători de nivelment geometric, de precizie, s-a putut genera un quasi-geoid geometric, care este prezentat în imaginea din dreapta, modelul 3D al acestui quasi-geoid, și s-au ajuns la diferențe medii pe punctele de control, aproximativ în jurul valorii de plus minus 3 cm. Bun. Acum, în ce privește produsele cartografice existente care ar putea fi utilizate într-o anumită fază a proiectului, le-am structurat după apartenența la una din cele două instituții naționale care au rolul principal în crearea acestor produse cartografice, și anume Direcția Topografică Militară pune la dispoziție harta topografică de bază a României la scara 1 la 25.000, 1 la 50.000 în proiecție UTM, imaginea aeriene ortorectificate cu rezoluția de 50 cm ediția 1, tot în proiecție UTM, iar în datumul S42 sau Culcova 42, avem harta topografică de baza României 1 la 25.000 cu 3 ediții în proiecție Gauss-Krüger și plan de referință a altitudinilor Kronstadt-Marea Baltică, generalizarea acestui produs pentru scara 1 la 50.000. Apoi avem harta topografică 1 la 25, 1 la 50.000 în proiecție Stereo 70, planuri topografice de bază ale zonelor urbane, harta vectorială a României la scara 1 50.000, imagini aeriene ortorectificate cu rezoluția de 50 de cm în proiecție stereo 70, planuri directoare de tragere, model numeric al terenului cu o rezoluție mai slabă, 25-75 de metri și iarăși un aspect interesant, granița României cu Republica Moldova în proiecție stereo 70, care a rezultat din digitizarea punctelor intermediare pe planuri topografice la scările 1 la 10.000, 1 la 5.000, se enunță o precizie relativă a punctelor de frontieră de aproximativ 2 metri pe segmentul de graniță. Centrul Național de Cartografie a emis și el o serie de documente cartografice în datumul S42. Aici avem hărți topografice, hărți cadastrale, hărți pliante la scara 1 la 50.000 în proiecție stereo 70. La scări mai mari intrăm pe planuri topografice, la scările 1, 2.000, 5.000 și 10.000.
Planul topografic înformat digital, corizător scării 1 la 5.000, numit Topro 5. Acesta este disponibil și pe geoportalul instituției, generalizarea acestui model și produse cartografice în format digital. Avem plan topografic la scara 1 la 5.000 pentru zonele de hazard natural pe întreg teritoriul țării. Avem actualizate limitele de hotare a unităților administrativ-teritoriale și un model digital al terenului prin prelucrarea curbelor de nivel de pe hărțile topografice 1 la 50.000. În final, ca perspectivă de abordare a unui proiect transfrontalier care urmărește să integreze informațiile geospațiale într-un cadru unitar, abordarea ar fi în adoptarea și definirea conform standardului internațional ISO 19111 a unui sistem de referință și coordonate eterogen, adică un sistem de referință și coordonate 1, să-i spunem CRS1, pentru poziționarea orizontală, și aici putem să avem variantele pe datum geodezic european sau cel existent și oficial de altfel și în România, S42, exprimat în sistem de coordonate geodezic, din care se extrage doar componentele de latitudine și longitudine și se trece în planul unei proiecții cartografice în coordonate plane X, Y sau Nord, Est. Proiecție cartografică care cumva poate să fie și ea aleasă din variantele existente, stereografică 70, UTM sau modificările acestei proiecții. Pentru poziționare verticală putem defini un sistem de referință și coordonate CRS2 în care să folosim fie Everest 2007 sau datumul Ro-Constanța sau Baltic 1977, acestea sunt datumurile existente și în cadru exprimate într-un sistem de altitudini normale. Pentru aplicații locale, cum ar fi în cazul nostru, chiar monitorizarea alunecărilor de teren, putem să apelăm din nou la un sistem de referință și coordonate eterogen, în care CRS1 să fie reprezentat de un datum ingineresc cu referință locală și exprimat într-un sistem de coordonate plane XY, iar pentru referința verticală se folosească un datum vertical sau un datum ingineresc 1D cu sistem de altitudini normale sau ortometrice. În final, prezint și o listă bibliografică și slide-ul de final. Sper că m-am încadrat în timp pentru că am văzut că eram un pic în întârziere față de programul stabilit. Atât, da, domnul Chirilă? Da, mulțumesc pentru atent. Dacă sunt întrebări, stimați colegi, vă rog. Domnul Chiriac Vasile are o întrebare, domnul Chirilă. Da, scurtă! Da, dacă ar putea să adreseze întrebarea la microfon, ca să se audă mai bine. Nu este o întrebare, este o apreciere a prezentării dumneavoastră, ceea ce am vrut să o fac la final eu, dar mulțumesc, domnul Chiriac, pentru ajutor. Da, până răspunde domnul profesor, chiar în completarea prezentării dumnealui, asta voiam să adaug și după prezentarea mea, că ideile pe care legate de quasi geoid le apreciez foarte mult. Chiar este o lucrare, eu zic, de perspectivă. Singura constrângere este timpul care îl avem la dispoziție. Având în vedere că proiectul are puține luni la dispoziție, efectiv pe partea aceasta de măsurători și modelare, trebuie să fim foarte atenți și la încadrarea în timp, ca să putem să răspundem la final
la finalul proiectului cu aceste informații. Domn Chirec, scurt, vă rog, adresați. Da, eu propun să căutăm o sursă de finanțare pentru continuare. Nu, probabil că dumneavoastră v-ați speriat că trebuie de făcut măsurători gravimetrice. Nu, în cazul acesta noi facem măsurători ca să extindem modelul existent gravimetric în zonă. Nu e o problemă. Problema constă într-aceea că noi acum, probabil că este timpul să ne stabilim cu sistemele de altitudine, de coordonare care le vom folosi în proiect. Și după câte eu am înțeles, dacă noi, ambele țări, au adoptat sistemul ITRS 89, vom lucra în acest sistem. Da, da, asta e cea mai ușoară. Da. Fiindcă și MoldPOS și RomPOS furnizează coordonatele în sistemul ITRS 89 și proiecțiile respective. A doilea, proiecția cartografică. Având în vedere că proiecția cartografică transversal Mercator pentru Moldova are cele mai mici deformații în această zonă, eu propun să folosim această proiecție, fiindcă nu are sens să creăm o proiecție special pentru proiectul dat. Da, sigur. Aici sunt de acord, pentru că, în primul rând, dacă datumul este mai important decât proiecția cartografică. Exact. Da. Fix așa? Corect, da. Și așa. Ce se referă la altitudini, sigur că eu cred că, având în vedere că ambele țări altitudinile reperelor din nivelment în sistemul Marea Baltică 1977, probabil că este cazul ca noi să folosim același sistem de altitudini. Și mai mult în punctele de nu, și noi avem puncte măsurate GPS leveling în zonă și dumneavoastră puteți să datele acestea din proiectul care ați reprezentat dumneavoastră, puteți să le schimb de date. Da, să facem un schimb de date și să creăm un model geometric care nu necesită cheltuieli sau supracosturi. Da, exact, așa, de asta spuneam. Un model geometric cred că ar fi suficient. Acum toată problema este să obținem oficial aceste date. Deci, la noi lucrurile merg mai greu instituțional, probabil, de am observat, decât la dumneavoastră Republica Moldova, dar noi sperăm să obținem aceste date oficial. Noi am mai făcut, de exemplu, modelare de gvasi geoid pe municipiul Iași, doar geometric, am obținut o precizie pe puncte de control de cam aproximativ 5 cm. Mai avem o modelare folosind gvasi geoidul european, dar nu am avut diferențe foarte mari față de cel global. Deci, pentru zona, tot așa, bazinului hidrografic a râului Nicolina, tot cu o precizie cam de 5 cm, deci undeva cam cred că aici am putea să obținem, dacă combinăm datele între cele două regiuni, să ajungem la varianta aceasta, la o precizie de... Da, și dacă sunt niște goluri, de exemplu, noi am depistat goluri unde noi ne vom duce mâine să facem măsurători. Da, aici partea dificilă, ca zic așa, este partea de nivelment, pentru că, în general, liniile acestea, știți, se proiectează de-a lungul șoselelor, a căilor ferate, nu le avem distribuite, zicem, cum am vrea noi, uniform pe teritoriu. Sunt așa ca niște direcții. Și, exact. Ar fi parte de actualiza niște măsurători, de exemplu, să avem pe un reper altitudini obținute, transmise și de la dumneavoastră și fie pe un reper de al nostru, fie pe un reper de la dumneavoastră, dar nu știu în ce măsură e realizabil această... Bine, discutăm. Discutăm în particular, da. Cred că domnul Crețu. Da. Asta ceea ce am vrut eu să ne
să ne înțelegem, fiindcă de acum trebuie să avem și un produs oricare, da? De aceea vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Mulțumesc foarte mult, să ne vedem în echipa de geodezii la discuții. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Domnule Crețu, deja ați văzut că eu v-am invitat aici la tribună. Următoarea lucrare este alcătuită de către domnul Ion Rusu și... Bună seara, stimați participanți, cred că pot să spun bună seara, ai proiectului Hazard. Vreau să vă prezint spre ascultare rezultatele cercetării despre necesitatea determinării stării tehnice a imobilor de importanță strategică din raionul Ungheni. Pierderile de vieți omenești și pagurile materiale create de către calamitățile naturale ne impun să analizăm diferite posibile riscuri, astfel încât să stabilim câteva criterii privind minimizarea acestora. Asta a fost și ideea de bază a cercetării date. Pentru siguranța populației și pentru micșorarea, minimizarea pagubilor materiale, am propus să fie analizate cele mai importante și strategice clădiri din raionul Ungheni, și nu doar clădirile, cât și rețelele inginerești, astfel încât, în cazul în care se depistează că este necesară să fie făcută o consolidare sau o reparare să fie realizată, iar în urma unor eventuale riscuri de hazard, acestea să fie pagubile materiale și pierderile de vieți omenești, să fie minime sau, de ce nu, chiar și evitate. Asta este cuprinsul prezentării de astăzi. Ne-am propus că cele mai importante clădiri, clădirile strategice, să conțină clădirile administrative, și anume acele clădiri care, după părerea noastră, iau decizii importante la nivel local, și anume Consiliul Raional și Primărie, clădirile care își iau sediul angajații care intervin prompt în cazuri de calamități naturale, așa ca Serviciul Protecției Civile și situații excepționale, Inspectoratul de Poliție Ungheni, instituțiile de învățământ din municipiul Ungheni, care sunt în număr de 6 grădinițe, 4 instituții de învățământ secundar profesional, colegii, 2 instituții extrașcolare și 6 instituții școlare. În cazul în care vor fi careva calamități naturale cu rănirea populației, evident, ei trebuie să fie tratați în siguranță. Din acest considerent, clădirile de ocrutire a sănătății tot trebuie să se regăsească în acea listă, Spitalul Raional Ungheni și Centrul Diagnostic Consultativ, inclusiv și farmacie. Fondul locativ a municipiului Ungheni este alcătuit din 12.719 case individuale și apartamente, ceea ce cuprinde 649.4000 metri pătrați, din care 36,1% sunt case individuale, blocuri locative cu 23 niveluri constituie 4,7%, 28,8% sunt blocurile ce au înălțime de 4-5 niveluri, iar blocurile multietajate cu peste 5 niveluri constituie 30,4%. Din aceste locuințe sunt conectate la rețelele de alimentare cu apă 72,6%, rețelele de canalizare 65,8 sunt conectate la rețelele de energie termică și gazificate sunt 91,4% din numărul total de locuințe. Municipiul Ungheni are în componență 6 sectoare cu o populație totală de aproximativ 38.200 de locuitori. În tabelul 2 sunt prezentate divizarea fondului locativ pe sectoare, unde dacă analizăm acest tabel observăm că sectoarele Berești, Ungheni, Vale și Ungheni, Deal, preponderent sunt aplasate în aceste sectoare case individuale, iar blocurile multietajate, unde locuiesc peste 23.000 de oameni, sunt în sectoarele Tineretului și Centru. În tabelul numărul 3 sunt prezentate numărul de case individuale și clădiri multietajate repartizate pe sectoare. În perioada anilor 1950-1970 au fost edificate și date în exploatare circa 14,4% din numărul total de locuințe, astfel încât o mare parte din acestea necesită reparație, capitală și chiar reconstrucție.
Din 1970 până în 1990 au fost date în exploatare 61,9%, iar după anii 1990, 23,7%. Alte clădiri care ar putea fi incluse în acea listă de examinare sunt cele culturale, de comerț, alimentație publică și de servire comunală și obiectivele de sport. Rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Ungheni prevede distribuirea apei potabile, tehnice și pentru irigare. Sursa de alimentare este râul Prut. Suplimentar, în municipiul Ungheni există 271 de fântâni, o sistemă de alimentare cu apă, lungimea apeductelor și rețelelor de distribuție apei 137,5 km, sunt 5 fântâni artezene, 2 stații de tratare a apei cu capacitatea stației de 15,5 m3 în 24 de ore. În municipiul Ungheni sunt 3 colectoare de canalizare, o sistemă de 3 colectoare de canalizare principale, o sistemă de canalizare, o stație de epurare a apelor uzate, care din păcate lucrează doar la capacitate de 2,2 m3 pe 24 de ore, fiind proiectată la o capacitate de 15 m3. La un randament de 14,7% lucrează aceasta. Lungimea totală a rețelelor de canalizare 66 de metri. Sunt 3 stații de pompare a apelor uzate, iar volumul apelor uzate evacuate în sistemul centralizat de canalizare este de aproximativ 803,2 m3 pe an. Alimentarea centralizată cu energie termică a fost realizată în anii 1970-1980. În jur de 20 de ani nu au fost făcute careva reparații capitale considerabile, astfel în această situație ele au ajuns într-o stare nesatisfăcătoare. Pentru a ameliora această problemă a fost propus realizarea cazangeriilor de cartier în încăpirile punctelor termice, precum și centrale termice individuale pentru fiecare apartament. Numărul total de cazangerii destinat pentru încălzirea clădirilor sociale este 13, ceea ce acoperă o conectare a blocurilor locative în mărime de 10-20%. Alimentarea cu gaze naturale este asigurată prin conducte presiune medie cu lungime de 40,3 km și presiune joasă cu lungime de 99,8 km. Municipiul Ungheni este acordat la sistemul rețelei electrice de distribuție Nord la tensiune de 35 kV și 110 kV. Linia aeriană de 110 kV amplasată pe teritoriul municipiului Ungheni și a raionului are o lungime de 5 km, iar cea de 35 kV 20 km. Cablurile subterane de 10 kV și respectiv cele de 6 kV au o lungime de 128 și respectiv 242 km. Liniile aeriene de 10 kV au o lungime de 21 de km, cele de 6 kV respectiv de 2 km. Rețeaua de tensiune medie a localității alimentează 119 posturi de transformare, printre care 47 sunt destinate consumatorilor casnici. Rețeaua de tensiune joasă este destinată consumatorilor casnici și neindustriali, precum și iluminatului stradal, care este format din 350 de piloni metalici și beton armat și în zonele îndepărtate de centru raional sunt 310 piloni din lemn. Ca concluzie putem formula următoarele. Este necesară examinarea clădirilor de importanță majoră pentru aprecierea stării tehnice a acestora, evident prin întocmirea listelor privind defectele clădirilor și imobilor expertizate. La necesitate să fie executate careva recomandări de consolidare și sau repararea a imobilor, astfel încât la un potențial risc, pierderile de vieți omenești și pagubele materiale să fie evitate sau măcar minimizate. La necesitate să fie examinate și apreciată starea tehnică a tuturor rețelelor ingineriești, iar pentru tronsoanele defecte să fie efectuată reabilitarea acestora pentru prevenirea anumitor riscuri. Mulțumim pentru atenție! Vă mulțumim! Mați colegi, dacă sunt întrebări, vreau să apreciez că domnul Creț s-a încadrat perfect în timp. Am depus efort în tot acest. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim. Continuăm cu următoarea lucrare. Overview of remote sensing methods and data sources for natural hazard management. Autorii Ersilia Oniga, Loredana Crengăniș, Maximilian Dea, Constantin Chiril de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi, Iași.
prezintă Ersilia Oniga. Vă rog. Da. Bună seara, mă numesc Oniga Ersilia și împreună cu colegii mei de la Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru am realizat o sinteză a principalilor metode și surse de date din teledetecție pentru managementul hazardelor naturale. Un sistem de management al dezastrelor este caracterizat de trei pași și anume pregătirea evenimentului care va cauza pagube, trimiterea unui avertisment pentru limitarea efectelor dezastrului și pentru managementul situației cauzate de dezastru. Așa cum s-a mai prezentat, un dezastru natural poate fi geofizic, cum ar fi tremure, tsunami și activitate vulcanică sau hidrologică, avalanșe și inundații. Pe plan mondial, inundațiile sunt cele mai frecvente, iar determinarea cu precizia zonelor acoperite de apă, dar și pagubele cauzate de inundații, este de o foarte mare importanță. În ultimele decenii, România a traversat mai mulți ani cu fenomene de inundații, așa cum a precizat în articolul său Iena Andrei, în 2018, iar zona afectată de cele mai catastrofale inundații în România este regiunea de nord-est, datorită riscul ridicat la inundații asociat bazinelor de umisire și flori. Deoarece metodele tradiționale, cum sunt măsurătorile la teren, sunt consumatoare de timp, dar și foarte dificil de utilizat pentru monitorizarea unor zone extinse într-un timp scurt, scopul acestei cercetări este crearea unui plus de lucru pentru formularea unui răspuns rapid în cazul unui dezastru, utilizând date open source, dar și echipamente low cost, cu minim de efort din punct de vedere al timpului de achiziție și de prelucrarea datelor. Astfel, în cele ce urmează, sunt prezentate principalele surse de date din teledetecție utilizate pentru managementul hazardelor naturale, cum ar fi imaginea aeriene, imagini satelitare, imagini UAV preluate cu platforme fără pilot la bord, atât cu aripă fixă cât și cu rotor, sau integrări de date, cum ar fi imagini radar cu date optice sau date la scanner aerocurtar, cu date din hidrologie sau date hidrologice. Atât toate aceste surse de date prezintă avantaje și dezavantaje pe care am încercat să le prezint tabelar pentru o mai bună înțelegere. Iar principalul dezavantaj ar fi costul ridicat, fiind inaccesibilă pentru majoritatea instituțiilor publice din acest punct de vedere. Ca metode se numără radargrametria, interferometria, clasificarea atât a imaginilor satelitare aeriene, a imaginilor UAV, dar și clasificarea norilor de fum, de obținut prin scanare laser terestră și aerocurtată. Radargrametria este metodologia de a extrage informații geometrice 3D din imagini SAR, care se caracterizează prin faptul că fiecare pixel conține atât informația de amplitudine, cât și informația de fază a semnalului retroreflectat de elementele din spațiul obiect. Interferometria, iar radargrametria se caracterizează prin faptul că, ca și fotogrametria, exploatează modelul stereoscopic obținut pe zona de dublă acoperire dintre două imagini. Interferometria se caracterizează prin faptul că se obține o interferogramă pe baza unei perechi de imagini SAR preluată asupra aceleiași zone. Distanța diferențelor de față măsurate prin interferogramă se poate crea o cartă topografică a suprafeței terestre. În această figură a fost exemplificat cursul de lucru pentru obținerea modelului digital al terenului pe baza unei perechi de imagini SAR. Diferențele în ceea ce privește precizia dintre modelele digitale ale terenului obținute prin radargrametrie sau interferometrie au fost evidențiate în studiul din 1999 și principala concluzie este că prin ambele metode se obțin modele digitale ale terenului cu o precizie scăzută în zonele muntoase. În schimb, modelul interferometric prezintă rezultate bune în zonele de deluvație și de câmpie,
De aceea se este foarte bine să se utilizeze o integrare de date pentru obținerea unui model digital al terenului mai precis. Clasificarea, așa cum am mai spus, este utilizată atât pentru clasificarea pixelor din cadrul imaginilor satelitare sau aeriene, dar și pentru clasificarea norilor de puncte rezultat din scanare laser. Acest proces își propune gruparea tuturor pixelilor dintr-o imagine digitală pe baza proprietăților spectrale, sunt una sau mai multe clase, care în teledetecție sunt de obicei clase de informații specificate de analist, cum ar fi apă, pădure, dar și clase spectrale. Pe baza imaginilor clasificate putem realiza cărți tematice ale acoperirii sau utilizării terenurilor. Există două metode principale pentru clasificarea imaginilor, și anume clasificarea supervizată și nesupervizată. Pentru a obține rezultate foarte precise, atunci când utilizăm clasificarea imaginilor satelitare, sau în literatura de specialitate, au fost menționați diferiți indici calculați pe baza benzilor spectrale, cum ar fi Normalized Difference Water Index sau Normalized Difference Moisture Index, și așa mai departe. Combinații între acești indexi, precum și ale benzilor spectrale din imagine satelitare, pot conduce la obținerea unor rezultate foarte precise pentru delimitarea zonelor acoperite de apă în urma inundațiilor. Este prezentat apoi o harta deplasărilor terenului în zona localitatea Zlatna, din județul Alba, care a fost obținută pe baza analizei a două imagini radar Sentinel-1, Open Source, preluate în luna septembrie la interval de 12 zile, una față de alta. În această zonă s-au efectuat și scanări laser scanner terestru în anul 2019. În urma analizei acestei cărți, se poate observa că au avut loc deplasări ale terenului cu o medie de 3 cm. Apoi, în 2017, am realizat și un studiu pentru a delimita zonele acoperite cu apă, rezultat în urma inundațiilor din 2016 în județul Galați, fiind evidențiate cu roșu localitățile cele mai afectate, unde mai mult de 60% din suprafața teritoriului a fost acoperită de apă. Iar în ultimul studiu de caz, am evidențiat versantul pe care l-am scanat utilizând un laser scanner terestru, numărul de puncte rezultat și clasificarea acestuia, utilizând o clasificare supervizată, în două clase, puncte teren și vegetație joasă cu albastru și puncte care aparțin vegetații medii și înalte. În continuare, vă va prezenta colega mea, Loredana Stenganiș, despre riscul la inundații pe teritoriul României. Bună ziua! În România, Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență generate de inundații are următoarea structură. Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Comitetele Ministeriale pentru Situații de Urgență, Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Apelor Române. După cum se poate vedea în următorul slide, administrațiile bazinale de apă în România sunt 11 la număr. În România, România este considerată una din țările cu cele mai severe frecvente inundații produse în ultimii 10 ani la nivel european. În urma implementării directivei 2007, adoptată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 23 octombrie 2000, transpusă în legislația națională prin legea 310 din 2004 pentru modificarea și completarea legii apelor numărul 107 din 1997, au fost elaborate cărțile de risc la inundații,
acestea constituind un important instrument de lucru pentru realizarea planurilor de management a riscului la inundații și al altor strategii naționale sau planuri locale. Această implementare a directivei inundații s-a realizat în trei pași. Primul pas fiind evaluarea preliminară a riscului la inundații, pasul al doilea, hărți de hazard la inundații și hărți de risc la inundații, iar cel de-al treilea pas, planul de management al riscului la inundații. Obligațiile României, în acord cu directiva privind evaluarea și managementul riscului la inundații, a fost aceea de realizare de hărți de hazard și de risc la inundații. Hărțile de hazard la inundații indică o suprafață geografică care ar putea fi acoperită de apă în situația producerii de inundații generate de anumite degete extreme sau de alte cauze, creșterea nivelului mărilor, excesul de apă subterană, precum și a anumitor caracteristici care descriu magnitudinea fenomenului, adâncimea apei, viteza de curgere a apei. Metodele folosite se bazează pe studii complexe, topogeodezice, hidrologice și hidraulice. În zonele considerate prioritare au fost utilizate tehnologiile LIDAR pentru scanarea terenului, folosite pentru prima dată la scară largă în România, și aerofotografierea. Acestea au fost completate de activități de teren necesare îmbunătățirii modelului digital al terenului. Modelarea hidrologică s-a realizat cu ajutorul programelor de specialitate și a constat în calculul hidrografelor debitelor pe subazine, propagarea și compunerea acestora pe râurile principale și pe afluenți. Modelarea hidraulică a constat în simularea unidimensională sau bidimensională a curgerii în lungul cursurilor de apă, atât în Aldea Minoră cât și în Aldea Majoră, rezultând nivelurile apei la diferite probabilități de depășire, adâncimea apei și limitele de inundabilitate. Modelarea hidrologică și hidraulică a fost realizată folosind modele matematice recunoscute pe plan internațional cu ajutorul softurilor precum MIC, SOBEC sau HEC. Datele geospațiale utilizate pentru identificarea și evaluarea receptorilor incluși în tipurile de pagube au fost colectate din diferite surse, structurate și îmbunătățite astfel încât să răspundă cerințelor de evaluare a riscului și de realizare a hărților de risc. Principalul element expus hazardului este populația. Pentru determinarea indicatorului numărul aproximativ de locuitori afectați, populația potențial afectată, au fost luate în considerare suprafața fiecărei localități derivată din limitele poligonale și populația localității înregistrată la ultimul recensământ. Utilizarea corelată a acestor informații și suprapunerea cu zonele inundate a avut ca efect rezultat determinarea cu aproximația populației afectate. Aceasta s-a calculat proporțional cu suprafața inundată pentru fiecare scenariu considerat. Astfel, pentru realizarea hărților de risc, definirea tipurilor sau claselor de consecințe au fost stabilite plecând de la clasificarea utilizării terenului specifică bazei de date Corinet Cover cu anumite modificări. Fiecare combinație dintre tipurile de consecințe și clase de adâncime s-a atribuit un anumit grad de risc, rezultând o matrice a riscului. Această asociere s-a realizat printr-o analiză și decizie de tip expert, pe baza experienței și expertizei acumulate anterior. Astfel s-au stabilit 4 grade de risc la inundații. 0 fiind riscul rezidual, 1 fiind risc mic, 2 risc mediu și 3 risc mare. Hărțile de risc la inundații publicate la nivel național sunt realizate pentru fiecare dintre cele 3 scenarii considerate conform legislației în vigoare. 0,1% probabilitate mică de depășire, 1% probabilitate medie de depășire și 10% probabilitate mare de depășire.
După cum se vede în figura 7, consecvență din conținutul hărților de risc la inundații pentru scenariul mediu în care sunt reprezentate elemente precum gara, spitalele, biserici, monumente, rețea hidrografică sau localități. În imaginea din dreapta, Loredana, scuze, vă rog. Avem repartiția gradului de afectare a localităților la nivelul județelor și a rezultat că aproximativ 4% din totalul populației României se află în zone inundabile. În continuare, sunt prezentate o serie de hărți care fac parte din planul de management al riscului la inundații pe România. În slide-ul acesta avem zonele cu risc potențial semnificativ la inundații. Aici avem zonele, extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii. În acest slide avem riscul la inundații în scenariul mediu. Iar în continuare, o serie de hărți din planul de management al riscului la inundații pe bazinul Prut-Pârlat. Și avem harta hipsometrică. Cea din mijloc este rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice, iar în partea dreaptă avem bazinul Prut-Pârlat cu utilizarea terenului. În continuare sunt prezentate zonele afectate de inundații istorice semnificative. Harta din mijloc reprezintă sectoarele cu risc potențial semnificativ la inundații, iar în partea dreaptă avem extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii. Iar în final prezint o serie de proiecte importante care s-au desfășurat în administrația bazinală de apă de ape Prut-Pârlat, respectiv proiectul DESWAT, Wattman, Istavert și acum este în derulare proiectul ROFLUT. Proiectul DESWAT, ca și flux de lucru, deci au fost măsurarea datelor, procesarea și arhivarea datelor, analiza tuturor informațiilor, respectiv ploaie, scurgere, inundații, lucrări hidrotehnice, poluarea apelor, debite ecologice, după care s-a trecut la factorii de decizie, reguli de exploatare, sistem expert, optimizare, managementul riscului și, în final, implementarea deciziilor. Controlul infrastructurii, politica instituțională, instrumente, avertizare și alarmare. Iar în următorul slide avem proiectul Wattman, care include proiectul DESWAT, unde la fel sunt incluse foarte multe informații, viituri, poluări accidentare, alimentări cu apă, modele, tot felul de analize și baze de date foarte complexe. Iar în ultimul slide s-a mai prezentat foarte frumos de domnul profesor Grama, este proiectul Istavert, care deja este cunoscut și nu am să mai insist asupra lui. Vă mulțumesc și îl invit în continuare pe colegul meu, Maximilian Dia. Mulțumesc, bună seara! În continuare, eu voi încerca să fiu cât mai scurt posibil. Eu am pregătit câteva slide-uri în care să prezint fenomenul de alunecare din perspectiva geomagnetică. Fenomenul de alunecare fiind un fenomen de mișcare a unor mase de pământ, acestea generează o deformare a suprafeței terestre, prin urmare devine obiectul geodeziei, geodezie care are ca obiect
măsurarea și reprezentarea formei și dimensiunii Pământului. Am regăsit o mulțime de tipuri de alunecări, toate manifestându-se din geometrica, să zic așa. În mare, geodezia geomatică în evaluarea fenomenelor de alunecare intervine, am regăsit-o și am grupat-o în trei aspecte, și anume în modelarea spațială a fenomenelor de alunecare. Și aici putem discuta despre modelarea hazardului, a riscului sau a vulnerabilităților, unde intră o mulțime de date geospațiale. Apoi avem evaluarea cantitativă a fenomenului de alunecare, și aici intervin metodele specifice topografiei, geodeziei, măsurătorilor directe în teren, care au ca obiect final cuantificarea și reprezentarea acestor alunecări. Și în fine, dezideratul cel mai râdnic, ca să zic așa, evaluarea în timp real al acestor fenomene. Pentru modelarea fenomenelor de alunecare, există un cadru legislativ, niște norme metodologice care prevăd calculul coeficientului mediu de hazard la alunecare. În calculul acestui coeficient mediu intervin niște factori, dintre care cei care, de care răspunde, să spunem așa, geodezia, ar fi geomorfologicul mai mult, în măsură mai mare, ar fi factorul geomorfologic și factorul antropic. Sigur, și în factorul litologic informațiile sunt preluate o parte de pe hărțile geologice. În continuare, am un extract dintr-un studiu de caz în care s-au modelat hărțile de risc în zona de sud a municipiului Iași și care au avut ca bază un model digital de elevație realizat pe baza hărților la 5000 prin scanare, vectorizare, digitizare. După care s-a generat modelul digital al terenului pe care îl vedeți în imaginea din stânga. În mijloc avem harta categoriei de parte și în final harta cu probabilitățile de alunecare. Observând o corespondență destul de mare între cele două hărți, asta pentru că factorul numit geomorfologic, reprezentant de pante, este un factor foarte important în riscul la alunecat. Un alt factor în care geomatica furnizează date ar fi factorul antropic. Factorul antropic fiind influențat foarte mult de dezvoltările urbane, putem extrage informații reale foarte corecte din portalul ANCPI. Informații care sunt în continuă generare nu sunt, să spunem, 100% actualizate, dar, repet, acolo găsim informații în format shapefile, integrabile foarte repede în sistemele GIS, informații foarte corecte, care ulterior trebuiesc, sigur, actualizate, vorbind despre cadastru sporadic, în cea mai mare măsură. Alte metode pentru evaluarea cantitativă a fenomenelor de alunecare, geodezia furnizează mai multe metode și aici le putem evidenția stația totală, fotogrametria, tehnologia genei, s-a mai vorbit despre aceste metode, vreau doar să le trec în revistă, teledetecția și scanarea laser terestră, cu avantajele și dezavantajele lor, cu specificul lor. Spre exemplu, fotogrametria ne oferă o imagine continuă, stația totală ne oferă informații precise, dar discontinui, pe suprafețe restrânse. Tehnologia GNSS ne oferă informații discontinue, dar pe suprafețe foarte mari. Spre exemplu, cu această tehnologie putem pune în evidență geodinamica, deci mișcările plăcilor tectonice, și aici putem să discutăm un pic și despre evaluarea riscului seismic, având în vedere că pe baza unor mișcări ale plăcilor tectonice putem să
prognozăm un risc seismic în zona respectivă. În continuare, am identificat niște studii de caz care au avut care au fost realizate pe baza unor fluxuri și discutăm despre două fluxuri de evaluare a fenomenelor de alunecare și anume primul flux în situația în care încercăm să evaluăm un fenomen de alunecare la zi care se produce de la momentul de acum până în viitor sau un moment care deja s-a produs. Pentru primul scenariu avem nevoie de echipamente topografice și de niște cicluri care se repetă la intervale de timp regulate sau nu, iar pentru scenariul anterior discutăm despre date produse cartografice din istoric, unde putem să evaluăm fenomenele de alunecare. Se vede mai bine aici fluxurile respective de lucru sunt explicitate mai bine în slide-ul acesta, unde în alunecarea de la Burdujeni a fost evaluată pe baza ortofotoplanurilor din 2004-2011 și pe baza măsurătorilor GNSS și cu stația totală, în așa fel încât întreg procesul de alunecare a fost evaluat pe o perioadă mult mai îndelungată decât din momentul curent. O altă evaluare, un alt exemplu de evaluare a riscului la alunecare e pe satul Galata, unde e o zonă cu fenomene de alunecare a recunoscută și un versant cu care a beneficiat de niște consolidări care la momentul de față nu mai fac față. S-a reușit evaluarea alunecărilor de teren folosind atât nivelamentul geometric cât și tehnologia GNSS-RTK și s-a reușit punerea în evidență a acestor deplasări folosind aceste tehnologii și cuantificându-se niște deplasări între 10 și 14-20 de centimetri. În fine, ultimul aspect și poate bine, cel mai important, dar cu niște dezavantaje majore, ar fi evaluarea alunecării în timp real, care presupune existența unor senzori amplasați în situl monitorizat, senzori care să măsoare diferite mărimi fizice, cum ar fi înclinare, presiune, temperatură, precipitații, dar și parametri geometrici furnizați de către stații GNSS sau stații totale robotice. Toate aceste echipamente trebuie montate repetând situl observat și să comunice în timp real cu un centru care să proceseze aceste date și să ia decizii vis-a-vis de riscul care se poate produce în zona respectivă. Marele dezavantaj este că acolo trebuie blocate o mulțime de echipamente nu foarte ieftine, costurile fiind foarte ridicate pentru a realiza un asemenea sistem. Marele avantaj e că informația este în timp real, deci se pot poate fi avertizată populația și se pot salva inclusiv bunuri materiale. Cam asta este prezentarea mea. Sper că am înscris. Nu am înscris. Îmi cer scuze. Mulțumesc pentru atenție. Domnule Deac, vă mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări... Dacă sunt întrebări, stimați colegi, continuăm cu următoarea prezentare. Autorii domnul Sergiu Bejan și Andrei Buraga, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu tema Road Communication Routes in Case of Accidental Risks and Vulnerabilities. Vă rog, domnul Sergiu Bejan. Bună seara, stimați colegi, cred că sunt văzut și auzit. Da. Sunt nespus de onorat să aștept până la sfârșitul zilei prezentarea mea.
Cred că aceste comunicări vor aduce cel mare imbolt pentru o pornire mai rapidă a activității proiectului și urmărind astăzi toată ziua aceste lucrări, mi-am formulat și pentru partea cei legate de rețele de infrastructuri, drumuri, căi ferate, un concept mai profund pentru ca să vină în suportul maxim în acest, cu suport maxim în acest proiect. Noi ne-am pus ca scop în această mică lucrare împreună cu domnul inginer Andrei Bulaga, care venim de la Departamentul Ingineriei Infrastructurii Transporturilor, să vedem cum în această zonă, în Ungheni, regiunea Ungheni sau raionul Ungheni, cum spune la noi, cum ar influența situațiile sau volatilitatea hazardului asupra căilor de comunicații, în deosebi ceea ce vin de inundații și alunecări de teren, fiindcă asta, în primul rând, ar afecta în masă căile de comunicație. Și ca mai apoi să venim ulterior cu alte situații, ceea ce țin legate de lucrările de artă, de poduri, de podețe, fiindcă ele, la o anumită etapă, dacă sunt disfuncționale, atunci, desigur că intervin cu un blocaj, ca un nod rutier, în acțiunile în care noi trebuie să intervenim urgent în anumite situații de hazard. Rețeaua Republicii Moldova este destul de dezvoltată. În general, drumurile naționale Republica Moldova fac 10.635 km. Naționale sunt 5.857, aici fac parte drumuri expres, drumuri republicane, drumuri regionale. Drumurile locale sunt 3.708 km, dar o parte din drumuri care sunt, cum toți știm, în partea stângă a Nistru, sunt gestionate de regiunea Transnistria în 1070 de km, dar avem o rețea care cu mult depășește cea națională. Vorbim despre drumuri locale și străzi, peste 30.000 de km, care sunt foarte greu de gestionat la moment, fiindcă am avut o reformă administrativă privind distribuirea fondului rutier vreo câțiva 3-4 ani în urmă, în care au adus, după părerea mea, au fost o gravă la acel moment, fiindcă s-a vrut descentralizarea fondului rutier. Fapt care, sub administrația de stat a drumurilor sau cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, au revenit acele drumuri mai principale sau arterile principale ale statului, vor fi drumuri naționale, 5.857 km, dar marea, să spunem așa, beneficul acelei administrații este și Ministerului că a scăpat de 3.000 și ceva de kilometri și de celălalt de 30.000 de străzi care nu mai vin în gestiunea lor. Dar ei, la rândul lor, MEIU și cu ASD-ul, au întreprinderi profesionale de stat cu tehnic care pot interveni la un anumit etap cu specialiști, cu experți, pentru a înlătura anumite situații de hazard. Ceea ce nu pot face în marea lor parte, adică sau o fac, dar numai prin resursa Ministerului Situațiilor Excepționale sau celor de la situații excepționale, numai în cazul când, dacă sunt locații de pompieri sau echipe de intervenții cu situații excepționale, dar ele sunt foarte, spunem așa, puțin dotate tehnic și în anumite situații, acele drumuri, la prima vedere, care s-au bucurat apeleiul de gradul 1-2, că vor putea gestiona aceste rețele de infrastructură, practic se dovedește în ultimii ani, deosebit dacă avem în ultimul timp la noi foarte des este o frecvență a ploilor, chiar și anul acesta, în 2020, am avut în primăvară și acum în vara, în luna lui iulie, am avut inundații în care nu s-au putut isprăvi administrațiile publice locale. Dar de fiecare dată de la centru să vii cu specialiști, cu tehnici, desigur că operativitatea acestor acțiuni depinde foarte mult de salvarea vieților omenești, a bunurilor și a multor lucruri. Fapt care
avem încă de lucru pe acest domeniu, ca hărțile acestea sau elementele legate de hărțile de hazard în cazuri de urgență, fiindcă toți ne dăm seama că pe drumuri se fac cele mai mari intervenții rapide atunci când avem un hazard. Dacă ne referim direct la raionul Ungheni, vedem că el este cuprins de un anumit spectru de drumuri, cum ar fi principalele două drumuri europene, E583 și E53, desigur trec prin partea Sculeni și orașul Ungheni. Lucruri importante în legătura noastră cu atât cu România cât și cu tot restul Uniunii Europene. Aici avem 68,57 de astfel de kilometri. Ele sunt atribuite sau corespund deplasării și traseilor naționale republicane R16 și R1, care acum R16 practic este finalizare de reabilitare. R1, inclusiv cu drumul de ocolire a orașului Ungheni, a fost, tot este spre finalizare, dar partea cea mai mult fizică, da, de terasament, poduri, a fost deja executată. Mai merg lucrări de amenajări și acostamente, talozuri, sisteme de consolidare a pluviale. O bună parte din trasee în raionul Ungheni sunt legate de drumurile regionale de tipul G. Toate aceste denumiri sunt evidențiate în legea drumului și în lista națională a drumurilor din Republica Moldova. Și desigur, ultimele sunt drumurile locale. Eu, pe cele care le-am putut noi înregistra, sunt în jur de 220 de kilometri, dar să mă credeți că ele sunt cu mult mai multe, fiindcă noi le-am înregistrat pe cele care au cel puțin o îmbrăcăminte din balast sau, cum îi spunem noi, varianta albă, macadam calcaros, adică care poate fi acționat și pe timp de ploaie sau pe timpuri, să spunem, mai nefavorabile. Lucru ce mai apoi trebuie de înscris o hartă cu mult mai lărgită a acestor drumuri, fiindcă inundațiile de obicei se petrec în perioada caldă a anului, când noi știm că suntem o țară agrară, regiunea Ungheni la fel este o regiune agrară și atunci accesul către câmpuri sau salvarea unor bunuri produse de pe câmpurile agricole și nu numai sunt foarte necesare de să fie constrânsă într-o hartă digitală la nivel traional în cazul față că noi studiem acest lucru. Dacă o să facem o diversificare cam cum arată aceste drumuri, avem drumul Republican R1, care cel mai cu intensitate la 8-9 de unități fiind în 2-3.000 de unități fiind în 24 de ore, dar sunt de dreapta dreaptă cu diferit tip de îmbrăcăminte, atât de beton asfaltic, beton de ciment sau calcaros, drumuri de macadam. Am avut în această lucrare, am avut tendința de a căuta ce s-a făcut până acum Republica Moldova legată de situațiile de alunecări de teren, de inundații și am avut fericită ocazie să obțin un material care n-a fost dus până la capăt, dar a fost un studiu foarte profund în 1985 de vreo 3 instituții din fosta Uniunii Sovietice, inclusiv și o instituție din Republica Moldova, care pe timpul IPDA se numea Institutul de Proiectare în Drumuri Auto, care au studiat vulnerabilitatea la alunecări de teren și ravine a traseilor naționale cu recomandări mai apoi la proiectarea drumurilor în astfel de zone cu hazarde.
Și în partea dreaptă vedeți un spectru, am făcut o extragere acestei hărți din Republica Moldova și ne mijlocit în mâna stângă a regiunii Ungheni, în care vedem riscuri de alunecări de teren și formări de ravine de până la 4 metri. Da? Adică lucru foarte important atunci când noi proiectăm sau executăm sau mergem în direcția de reabilitare a structurilor rutiere sau să propunem anumite soluții în ceea ce privește consolidarea terasamentului, etc. Un lucru foarte important și această temă, noi credem că o să o dezvoltăm încă mai avan, ca mai apoi să propunem recomandări în această zonă a Ungherilor, ce trebuie să facem noi pentru ca să prevenim dezvoltarea acestor neconformități, spunem așa, în zona căilor de comunicație, atât drumuri cât și căi ferate. Desigur că la activitatea mea profesională și a colegilor mei am avut, poate fi și o întâmplare de spus, dar am proiectat multe drumuri în această regiune, inclusiv și în municipiul Ungheni, cum ar fi strada romană, care cândva a fost traseul 1, acum s-a făcut ocolirea. Acum sunt în volum de lucru pentru proiectarea traseului R17, care leagă Pârlița Ungheni de Fălești, 30 ceva de kilometri, adică în care am iarăși cuprins zone cu alunecări de teren, zone inundabile, lucru care nimijlocit este legat de acest proiect. Am rugat colegii mei care s-au ocupat cu R16, da, se vede în sus aici, care vine spre Vama Sculeni, pentru a-mi acorda anumite informații legate de starea căilor de comunicație, anume pe acest traseu. Cu referire la ceea ce am ascultat mai înainte pe domnul Chiriac și domnul Chiril legat de cotele de nivelament, vreau să spun că la proiectarea străzii Romana sau străzii Bogdan Percei HD-ul, adică partea centrală a orașului nemijlocit din Sporei, desigur sunt niște cote pentru captarea și evacuarea pluvială foarte mici. Eu acolo am avut probleme serioase la sistemul de captare și evacuare a apelor, ceea ce cred eu trebuie mai apoi stipulat foarte de descris foarte larg la alcătuirea hărților finale, cu propuneri concrete unde și cum trebuie de captat și evacuat apa, fiindcă pe strada romană am avut și așa un caz când după proiectarea unui sistem pluvial și implementarea lui într-un sistem mai vechi, s-a dovedit că cel vechi nici n-a funcționat 40 de ani, fiindcă o uita cineva la darea exploatare să-l pornească. Și atunci am avut un sistem de captare nou, ceea ce înseamnă că administrația publică locală nu își cunoaște în totalitate sistemul lor de captare pluvială. Un lucru foarte important în discuția cu administrația publică locală, atât orășănească cât și cea raională, la Consiliul Raional Ungheni, am aflat de un proiect care se numește Monitorizare și protejarea în comuna mediului înconjurător în bazinul Mării Negre. Finalizarea lui a fost în anul 2019 cu suportul GIZ. Mai aflăm și lucruri noi. În care am avut ocazia să primesc informații legate de date cu privire la raviene, suprapunând această hartă cu harta drumurilor locale, regionale și republicane, am primit acea influență care o poate avea dezvoltarea acestor probleme geologice asupra căilor de comunicație. Lucru care iarăși va servi ulterior pentru o formare a acestor hărți. Am mai identificat 10 localități cu cele mai mari risc din raionul Ungheni, în care au fost probleme legate și de căile de comunicație.
Aici vorbim despre satul Pornești, Cornova, Cerocani, Petrești, Bârlița, Rădene, Vechi, Negurene, Pâncești, Pornești, Manolești, în care au fost extrase, vedeți, și imagine în care s-au rupt căzi de drum în urma acestor activități legate de acțiuni legate de alunecări teren, desigur promovate anterior de ploi și sporirea umidității terasamentelor. Am analizat un pic cum ar influența, dar fiindcă am avut un termen foarte strâns din timp, cum ar influența la acea rețea de drumuri ultima inundație sau ultime inundații care au fost în Republica Moldova, așa anume în zona de Ungheni, în care vedem că în luna a șasea, luna iunie, când au fost acele ultime inundații din acest an, unde s-a declarat cod galben de inundații în această zonă, vedem că o bună parte din drumurile R16, care sunt drumuri republicane și inclusiv drumuri europene, R1, dar și drumurile cum ar fi G90 și G91, drumuri regionale, care sunt cu intensitate destul de sporită, au fost supuse acestor riscuri de inundații. Desigur că la o precizie a hărții și la o precizie digitală a hărții, noi putem cu exactitate să dăm volumul și procentajul acelor căi de comunicație care sunt sub risc sporit de inundații în cazurile de hazard. Avem în imagine ultima din satul German, dar e un pic mai sus decât orașul Ungheni, după Sculei, în care, practic, mai mult de jumătate de sat a fost inundat, adică străzile s-au transformat în râuri într-o perioadă foarte scurtă de timp, în perioada inundației. Satele care au fost supuse în aceste trasee mai sub riscul de inundații, a căilor de comunicație, mă refer, sunt desigur municipiul Ungheni, primăria Măcăreș, Răsănești, Valea Mare, primăria Comuna Zăgărancea, satul Silimeni, primăria satului Pustălâni și, desigur, satul Germa. Cu cel mai mare risc sau înalt sporit a acestor zone delimitate drumurilor sunt municipiul Ungheni, în care sunt supuse sub risc cam 604 case de locuit în lungul drumului, respectiv gradul de gravitate sau coeficientul de gravitate este foarte înalt. Aceste, în linii generale, ce am vrut să vă spun eu pe acest subiect, noi îl putem dezvolta foarte larg. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să mi le adresați. Domnule Bejan, vă mulțumim! Stimați colegi, dacă sunt întrebări de pe ambele maluri ale prutului, nu sunt. Domn Bejan, vă mulțumim. Următoarea prezentare. Vreau să salut toți colegii, atât de la Iași cât și de la Chișinău, fiindcă eu acum, aflându-mă de acasă, la recuperare, mă regăsesc ca și colegii mei de la Iași, fiindcă n-am fost cu voi la catering. Și am remarcat, domn Bejan, că nume de familie aici sunt trei Bejan. Bejan Florin, Bejan Sergiu și Iurii Bejan. Așa că ați exploatat conferința. Bine, vă mulțumim! Păi, suntem mai mulți pe metru pătrat. Sau metru de ecran. Da. Bine, vă mulțumim! Deci, așa cum am spus, următorii... Sănătate! Da, mulțumim! O seară frumoasă, sănătate! O seară frumoasă! Stimați colegi, continuăm cu prezentarea Landslide Hazard Zonation Mapping and Susceptibility Assessment Approaches, autori Florin Bejan și Mircea Niculăiesei de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache Iași. Prezentator este domnul Florin Bejan. Vă rog! Bună
Bună ziua, sper să se vadă când dau un screen. Bună seara. E ok? Da. Da, e bine, da? Bun, da. Voi continua, da, tradiția bejanilor la această conferință, da? Împreună cu colegul meu, domnul Mircea Niculaesi, am realizat o prezentare, o cercetare, să spunem așa, despre modalitatea de realizare a hărților de hazard la armecare și, respectiv, abordările pentru evaluarea susceptibilității la armecare. Temul acesta de susceptibilitate este relativ introdus nou, atât la nivel internațional, cât și în cel puțin în terminologia română, susceptibilitate, și se referă la evaluarea volumului sau a suprafeței de distribuție spațială al necărilor existente sau potențiale dintr-o anumită zonă. Alunecările de teren, ca și termen, și aici ar fi ceva de destortut, landslide în engleză, noi îl traducem de multă vreme ca alunecare de teren, deși acest termen a fost explicat mult mai ok, să spunem așa, mult mai bine de către Bolteanu din 83, 1983, și care remarca faptul că aceste deplasări masă pe un versant, deci această deplasare gravitațională, reprezintă, de fapt, totalitatea proceselor de mișcare a materialelor pe versant sub influența gravitației. Deci, landslide se referă nu doar la alunecare de teren, ci landslide ar fi mai ok dacă l-am traduce ca alunecare de versant, spre exemplu. Pentru că în categoria de alunecări de versant am putea să introducem și alte tipuri de alunecări, dacă este să le clasificăm, da, cum ar fi desprinderi de roci, cum ar fi da, curgeri sau rotie de tip topol sau, mă rog, ceva de genul acesta, sau curgeri foarte lente ale masei de pământ. Da? Deci noi, cu siguranță, când ne referim aici la alunecări de teren, de fapt este o parte din zona de landslide, cel puțin pe arealul pe care l-am ales noi, este ok dacă ne referim la alunecări și ok dacă ne referim la alunecările de teren, nu neapărat de versanți, da? Pentru că nu prea avem în zona aceasta zone stâncoase sau de altă natură. Evident că la nivel global, dacă ne gândim, alunecările de teren sau de versanți se reprezintă un dezastru natural foarte important. Vedem aici o statistică sau o evaluare în perioada 2004-2016. La nivel global au murit undeva peste 56.000 de oameni și într-un număr de aproximativ 5.000 de alunecări. Evident că acestea care au fost, deci aceste alunecări care au fost raportate. Aici este de pe site-ul NASA, ei au o hartă de genul acesta în care toate, da, punctele portocalii sunt evidențiate, punctele în care au avut loc alunecări de teren la nivel global, iar ceea ce doresc ei să facă prin această hartă este o hartă interactivă în care, pe lângă punctul trecut, au suprapus și cantitățile de precipitații care cad în 24 de ore. Și aceste cantități sunt actualizate foarte la intervale foarte mici și prin anumite algoritmii pot în timp real să spunem că este la nivel și că totul este în lucru, da. De ultimele guest sau de ultimele ce găcesc? Da, da, sau de ultimele. Un număr de 1/4 milion de locuitori. Aceste hazarde, mă rog, aceste alunecări sunt sau, mă rog, ar trebui înregistrate, da, și avem modul exact cum ar trebui făcut acesta, da?
există unele probleme totuși. Dacă este regândit totuși la mecanismele care produc alunecările de teren, există foarte, foarte multe astfel de cauze care conduc la alunecarea de teren și, în general, nu este unul singur, ci sunt cuplate 2, 3, 4 sau chiar mai multe astfel de mecanisme, ceea ce face ca evaluarea riscului la alunecare sau evaluarea hazardului la alunecare, ca să nu mă duc direct spre risc, să includă, de fapt, o abordare multidisciplinară. Da? Deci trebuie mult mai mult decât un inginer geolog sau un inginer geotehnician, cum e cazul meu, sau un, sau mai știu ce altă categorie. Da? Evident că cel mai important aspect în legările de teren, așa cum spunea și mai devreme predecesorul meu, a spus că cauza geomorfologică, da? Geomorfologia are un, un rol foarte, foarte important în, în toată această lucru. Evident că nu toate aceste trigger, în toate aceste cauze care conduc la alunecări, din ce în ce mai prezent este omul, da? Care transformă arealul în care trăiești, prin excavații, prin realizarea de terasamente, prin realizarea construcțiilor, fie că e vorba despre clădiri, fie că e vorba despre drumuri, prin conducte de aducțiune a apă sau alte tipuri de construcții, toate acestea da, încet, încet își pun amprenta asupra alunecărilor de teren. Și la nivel global deja s-a ajuns la ideea că aceste factorul uman deja este mult mai important decât componentele naturale. Da? Pentru că omul vine și intervine poate foarte agresiv în natură și prin defrișări și prin tot felul de alte mecanisme care conduc la aceste alunecări. N-aș vrea să rămân prea mult pe aceste slide-uri, ele sunt foarte bine construite, factorul apă, factorul seismic care conduce la alunecare de teren și respectiv factorul om care influențează apariția alunecărilor de teren. Așa cum spuneam, de fapt, susceptibilitatea la alunecări este primul pas în realizarea hărților de hazard și respectiv a hărților de risc. Partea de susceptibilitate înseamnă să văd care este zona, da, și volumul, respectiv distribuția spațială a alunecărilor existente, da, că întotdeauna plecăm de la această premisă, da, că ce s-a întâmplat în trecut se va întâmpla și în viitor, și atunci dacă monitorizăm și înregistrăm foarte bine evenimentele trecute, cu siguranță vom putea să facem o evaluare și mai corectă în viitor. Da, în momentul în care adăugăm și componenta, dacă adăugăm și componenta timp în partea această aspect, adică să spunem când se va întâmpla, dacă am reușit să facem lucrul acesta, da, să spunem când se va întâmpla o alunecare de teren, atunci obținem ceea ce se numește o hartă de hazard. În ceea ce privește realizarea acestor hărți de susceptibilitate, există o multitudine de metode. Evident că aici avem, pe de o parte, metode calitative și metodele cantitative, care folosim metodele statistice sau chiar să ne ducem pe metodele deterministe, dar totul depinde de scara la care vreau să fac. Da, dacă vorbesc de scări da, foarte mari, atunci probabil metodele calitative în care factorii geomorfologici, da, modul în care se distribuie alunecările de teren pe suprafață pot fi folosite foarte ușor, da, și să facem o evaluare calitativă, după care ne putem duce pe metode statistice, da, și sunt, da, probabil în permanență apar în momentul de fapt noi cercetători care vin cu alte idei, cu alte moduri în care să preia informațiile existente și să le cuantifice în aceste hărți. Ceea ce, da, există în România în momentul de față, a prezentat și domnul Diac, este această metodologie în care suprapunem diferiți factori cu diferite valori. Acestea le-am prezentat și eu aici, nu mai intru, deci criteriul litologic, geomorfologic, deci aceștia sunt cei mai importanți. Dacă ne uităm în relație, ei sunt
puși în zona aceasta, după care avem criteriu structural, criteriu hidrologic și respectiv climatic, hidrogeologic, seismic, acoperirea cu vegetație și respectiv factorul uman în toată această zonă. Inițial a fost realizată o hartă de genul acesta. Cărțile acestea pornesc de la ideea că împărțim în poligoane sau în zone, da, care au cei 8 factori, da, au cam aceleași valori pe zona respectivă și când, da, calculăm pe zona aceasta, da, s-a observat în zona Moldovei, da, avem un potențial de producere a alunecărilor ridicat și respectiv o probabilitate, da, de alunecare mare, da, prin cu această culoare roșie. Evident că lucrurile au mai evoluat și s-au făcut acele poligoane sau acele suprafețe au fost micșorate și și ne-am dus la o hartă de genul acesta. Sau mai nou, aici este o hartă a susceptibilității la alunecare realizată în cadrul programului RORISC, un proiect național care încă mai este în derulare, da? Și cu care merg din ce în ce mai în detaliu aceste cărți. Eu am luat această zonă din punctul meu de vedere, da, analizând că nu am putut să mergem la nivel de județ, da, pe Iași, pentru că este mai mare județul decât, să spunem, decât raionul Mungheni, de pe partea cealaltă de Prut. Pe urmă, dacă ne uităm la raion comparativ cu comuna Mungheni din județul Iași, iarăși sunt discrepanțe, atunci am zis să îmi aleg o zonă care să cuprindă oarecum atât întreaga comună Mungheni, pe malul nostru, și respectiv aceeași zonă, sau cam aceeași suprafață pe malul moldovenesc, la, în care avem orașul Mungheni și sate, sau nu am mai identificat aici un nume, pe zona aceasta, deși probabil este tot din Mungheni face parte. Aici era împărțirea pe care am găsit-o eu pe Google Earth, da, sau pe Google Maps, ceva de genul acesta. Aici am identificat două zone, da, mă rog, trei zone în care considerăm că potențialul de alunecare este foarte mare. Aici, în zona românească, avem două sate care sunt expuse, da, și au fost expuse și în trecut la alunecare de teren. Ai Coada Stâncii și respectiv satul Mânzătești. Da, celelalte aici, fiind șes, probabilitatea de alunecare este destul de mică. Am identificat toți factorii de care discutam mai devreme. Așa cum se observă, sunt straturi de leos acoperitoare pe zonele de versant, straturi de leos, care au grosimi de la 1-2 metri până la 15 metri în anumite zone, da, pe zona respectivă. Chiar am găsit unii pereți verticale, a prezentat Alina la început, da, de 12-13 metri înălțime, pereți verticali de astfel de pământuri. Colegul meu, Roman Culese, deja a prelevat probele ca să și le-a dus în laborator ca să vedem exact caracteristicile acestor pământuri. Da, pantele, deci cum ziceam, criteriul geomorfologic care este printre cel mai important, pantele se duc în anumite zone chiar la 38%, da, deci pantă 38 de grade, da, scuzați, da, de la 5 grade până la 38 de grade. Cam așa arată zona, da, comunei Mungheni, da, în care avem cele patru sate și respectiv zonele acestea care se află pe versant. Am găsit oarecum în literatură sau, mă rog, în documentele mai vechi că un prim punct de plecare a fost o mănăstire sau, mă rog, o biserică care se află care s-a aflat în coada stâncii, în satul acesta, era în mijlocul pădurii. De fapt, aici, toată zona aceasta în trecut a fost împădurită, dar trecut omul a intervenit și a creat aceste zone cu frecvente alunecări. Da? Atât în zona aceasta, în zona Coada Stâncii, cât și în zona Mânzătești, cu acel perete de desprindere aici și cred că colegii mei de la Cadastru au fost și au monitorizat această zonă sau au pus acel punct de reper pentru monitorizarea
deplasării suprafeței terenului. Evident, am împărțit în acele poligoane, cum am zis, le-am împărțit odată în funcție de zonele locuite și cele nelocuite și în funcție de pante, la fel. Și au ieșit 5 zone pentru care am calculat acești coeficienți, am aplicat relația și au ieșit, a ieșit această zonare, să spunem, în care probabilitatea de anidare este mare pe zona aceasta, da? În zona satelor Coada Stâncii și Muzătești, dar dincolo de drum, deci pe partea dreaptă sau stângă, depinde cum ne primim în vreme, deci de pe aici este un drum, da? Și atunci pe partea aceasta, da, probabilitatea este mai mare, evident că mai mare această probabilitate în zonele în care avem și locul clădirile, da? Este la un nivel macro, evident, pe măsură ce vom avansa în proiect, da, și colegii de la Cadastru vor avea acele hărți întocmite la scara potrivită, vom reface această hartă și vom da eventual la o scală mai mare. Ceea ce îmi doresc eu mai departe este să determin exact riscul și acest coeficient, pentru că în acest coeficient pe care avem aici, acest coeficient K, determinarea lui este destul de infinită. Atribuirea unei valori este o chestiune mai mult de cine face lucrul acesta. Adică depinde foarte mult de persoana care atribuie o valoare sau alta. Dacă poate în cazul pantelor lucrurile ar fi oarecum ok, dar și acolo. Ce facem dacă avem o pantă de 10%? Unde o trecem? Cu un punctaj de 0,2 sau de 0,22 sau 25? Oricum, lucrurile acestea nu afectează foarte mult rezultat. Aici este un proiect pe care am făcut eu într-o zonă din Iași, pe un versant, și cam ceea ce îmi doresc. Adică, în momentul în care vom avea cu siguranță, dar în care avem toată stratificația și știm caracteristicile pământurilor din zona respectivă, vom putea să evaluăm da, foarte clar acest coeficient, factor de siguranță, spunem noi, în zona aceasta de geotehnică, de evaluarea stabilității unui versant sau unui calus sau ce mai analizăm noi, și corespondența, de fapt, între factorul de siguranță, da, și acest coeficient K, pe care o calculăm, este faptul că acest K este 1 supra factorul de siguranță. Și în momentul în care noi stabilim, da, pe anumite secțiuni, da, și vom face secțiuni transversale prin versantul respectiv, vom putea să evaluăm factorul de siguranță și 1 supra această valoare va da pe zonele respective exact probabilitatea de, mult mai exact, probabilitatea de aluneca. Aici este o hartă, iarăși, cu împingerile, cu eforturile, de fapt, care există în masa de pământ. Evident, unde sunt eforturile cele mai mari, există și probabilitatea de alunecare cea mai mare în viitor și, felul acesta, putem să stabilim pe versantul respectiv care sunt zonele cele mai susceptibile la alunecare. Evident, luând în considerare și încărcările transmise de către clădiri. Ceea ce am vrea, ce aș vrea eu să facem mai departe în acest proiect este să propunem, de fapt, ce să facem cu această hartă pe care o avem aici. În ce fel ar trebui primăria sau cine ia decizii în zona respectivă și ce ar trebui, ce măsuri trebuie luate în zona aceasta. Și un model este cel pe care îl avem în municipiul Iași, de exemplu, după ce s-a întocmit această hartă de risc, care ați văzut-o oarecum prezentată de către colegul meu Romul Diar, dar după ce avem această hartă și există această hartă de risc, municipalitatea a împărțit zonele respective și unde este probabilitate mare de alunecare, cine vrea să construiască acolo trebuie să realizeze un proiect, da, de analiza stabilității locale deci exact în zona în care afectează. O astfel de analiză este, spre exemplu, și aici, da, sau aici, în care vedem exact
Da, vedem că și acțiunea seismică și dacă acest factor de siguranță este sub 1, atunci ar trebui luate măsuri pentru stabilizare locală a versantului respectiv. Am observat că o astfel de hartă există în planul de urbanism și pentru municipiul Ungheni. Nu știu acum mai departe ce măsuri a luat primăria sau municipalitatea de acolo, ce se întâmplă pe zonele respective. Am văzut doar că e, cred că, o singură zonă foarte mică, cu probabilitate mare de alimentare, în rest nu prea sunt probleme, dar cu siguranță pe zonele acestea, dacă ar fi să le analizăm, deci în aceste puncte, iarăși riscul ar fi foarte mare și în felul acesta cred că am putea să facem o paralelă, da? Între ce se întâmplă pe malul nostru românesc și pe cel moldovenesc. Cam asta a fost, sper că nu m-am gândit prea mult la vorbă. Vă mulțumim, domnule Bezalan. M-ați spuneți dacă sunt întrebări. Vă mulțumesc. Da, dacă aveți. Întrebări la ora asta nu mai sunt. Vă mulțumim foarte mult. Este întrebare, pardon. Da, de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sache, vă rog. Da, eu aș fi vrut să întreb, pentru că am fost în zonă împreună cu colegii mei și am văzut poza aceea cu ruptura de mal și vreau să întreb dacă noi așa am estimat că ar fi ceva artificial, adică provocat de mâna omului, o lutărie acolo, nu e ceva natural. Și vreau să întreb de ce ați supozat ruptura aceea. Că noi n-am scaliat-o, n-am luat-o în considerare, am zis că nu e un fenomen natural. Eu din ce am urmărit pozele pe Google Earth, adică de ultimii 15 ani sau ceva de genul, de când îmi apar imagine satelitare la orice fotometrice, da, cum sunt ele, da, într-adevăr, este o acțiune a omului, este artificială, dar nu neapărat direcționată spre a face o lucrurile, ci au realizat un drum care treptat a produs o alunecare, da? Există acel drum, poate ați fost în zona. Da. Da? Și se vede clar că ei au stăpat foarte mult în zona respectivă pentru realizarea unui drum, pentru că era pantă destul de mare. Asta, dar pe mine nu mai interesează neapărat că există o alunecare de acolo. Într-adevăr, nu e o problemă care să fie afectat tot versantul. Pe mine m-a interesat mai mult că în felul acesta știu stratificația terenului. Am înțeles. Da? O astfel de alunecare am urmărit-o sau totul de stingere de genul acesta și în bază. Am și în bază. Deci tot așa, pe mai mult, da? Și vreau acesta, ca să nu stăm să facem coraje de mare adâncime, vreau să ne corelăm, să ne legăm cu ce este în substrat, da? Mulțumim, Iersilie, pentru intervenție. Alte întrebări? Nu sunt. Vă mulțumim. Domnul Oleg Bogdeviciu vrea să adreseze o întrebare. Nu, domnul Bogdeviciu deja este... Vrea să prezinte? Da. Ok. În cele ce urmează, stimați colegi, se prezintă lucrarea Methodology of Geotechnical Investigation of Urban Areas for Seismic Microzonation. Autori Oleg Bogdeviciu, Evgenii Isicco, Igor Nicoară, Victor Jeleapov și Cristina Spian. Toți sunt de la Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova. Prezintă domnul Oleg Bogdeviciu. Domnule Bogdeviciu, vă rog. Doar un singur lucru. Un singur lucru. Mulțumim. Precizez. Întrebarea mea are scopul... Este bine? Se vede și se aude, da. Se audeți? Da. Prezentarea mea are scopul... prezentarea metodologiei institutului nostru, care a fost utilizată pentru studiul geotehnic, pentru microzonarea seismică a teritoriilor urbane și evaluarea riscurilor hazardurilor geologice. Eu propun pentru prezentarea trei studii de caz. Asta studiul microzonarea seismică orașului Chișinău, orașului Cahul și orașului Comrat. Care principalele etape sunt realizate în aceste trei studii?
Prima orientare asta este studiu în laborator, în cameral, da? Materialelor din arhivă. Asta, în primul rând, rapoarte geologice și geotehnice din anii trecut. Și analiza hărților de bază, geomorfologice, relief și alte hărți care sunt disponibile în format electronic și online și desktop. După analiza informației existente, de obicei este creată bază de date geologice și geotehnice, care include informația despre litologia, secțiunea geologică și proprietăților geotehnice ale solurilor. И база финала есть креация херцелор при технологии ЗИС, которые сынт нечесари пентру студию Ормотор микрозонаря сейник. А это экземпл информации, которые ноя для обичей анализа. И мультиказер, а часто информация сынт коллектати информат электроник, ши информат базилор дедати. Сарапарти геотехниче, колоані геотехніки, херці, локація сонділор, проприйте геотехніки, секціонь, сонділор адинч пентру, евалуаря, проприйте цілоші літології, пинала фундамент, пинала солорілор кристаліні. Noi, de obicei, creăm baze de date din nou, din cauza că, la moment, nu avem baze de date în primărie și în fondul geologic național. Acesta exemplu următorul sa evaluarea hărților care sunt disponibile. Noi am văzut astăzi pentru noi în Geoportal. Asta este aplicația ArcGIS, putem vedea geomorfologie, locația clădirilor, drumurilor, alte informații necesare pentru zonarea geotehnică și după când noi obținem baza de date, punem sondele unde se află sondele geotehnice. Aceasta este exemplu utilizării ArcGIS. Putem utiliza și QGIS, dar QGIS mai multe pentru surse din internet, de informații. Acesta exemplu hărților care putem utiliza din orașul Ungheni. Asta este harta cu scara 1 la 10.000. Altă scară de topoplan din Geoportal noi nu avem. Geoportal, dar putem utiliza hărți din surse din internet. Hărți și datele de vector. Datele de vector, asta. Următorul etap, crearea bazei de date. De obicei utilizăm posibilități офісовою, а стається екземплу бази ді даті і навчас, стається табелі корелацій, ку діферіті проприєтається але солорилор і сонділор. А це екземплу Тлафіал аплікалізаті пентру характеристик геотехніки в Рашову Кишинау. Aici avem mai multe 12.000 sondele geotehnice. Caracteristica avem pe baza caracteristicii reliefului. Această informație, relief a fost la fel modelat. Acest fel relief a fost modelat pentru crearea alții hărți care sunt necesare pentru calcularea seismologice. Această aplicație a fost creată pentru acest studiu pentru microzonarea seismică. A fost creată baza de date care poate arăta
proprietățile geotehnice pentru orice sondă din această bază de date prin Hotlink din ArcGIS. Rezultat. După analiza informației, herților, datelor geotehnice, noi facem zonare geotehnică, care este important pentru orice scopuri în planificarea dezvoltării orașului. Această hartă a fost utilizată pentru planul general orașului Chișinău și pentru raportul microzonării seismice. A fost delineate câteva zone geotehnice cu diferite proprietăți geotehnice, geomorfologice, aceasta sunt legenda specială pentru orice zonă. Hertz speciale. Hertz pentru exemplu, calcularea accelerării evenimentelor seismice. Asta este exemplu grosimii sol tipul argiloase, care sunt friabile și afectează local efectul seismic. Eu nu sunt specialist în calcularea seismologice, eu nu mai explic cum procedăm Hertz speciale pentru calcularea seismice. Asta exemple pentru orașele Cahul și Comrat. Aceste orașe sunt mai mici și datele sunt mai puțin, dar noi am utilizat același metodologie. În primul rând, noi analizăm datele geologice, geotehnice, herți speciale și după asta construim zonare tehnică geologică cu proprietățile respective, care caracterizează teritoriul. Eu consider că această situație se fie și pentru orașul Ungheni. Noi nu am avut, nu avem informații despre rapoarte disponibile în primărie sau Direcția Generală de Arhitectură din orașul Ungheni, dar cred că să fie situația identică ca la Comrat, Cahul, și noi propunem această metodologie pentru crearea herților și procedarea mai departe datelor pentru calculări seismice. Această informație care noi am obținut acum, deja la moment, acesta e elementul din planul urbanistic general orașului Ungheni. Avem zonarea preventivă și putem utiliza această informație pentru lucru. Avem câteva propuneri. Putem lărgi zona pentru studiu, nu numai în orașul, dar putem în comună, în comunele care sunt aproape la Ungheni, zona unde trece drumul, care drumul ce cercă orașul. Concluzii. Evaluarea studiei de caz poate face următoarea concluzie. Prima, așa, colecția informației geotehnice și geologice și hărți de bază din diferite surse, din desktop și internet, și crearea bazelor de date. Următorul etap aceasta crearea bazei de date și legate cu GIS aplicații. Noi de obicei utilizăm ArcGIS. Putem și QGIS pentru vizualizarea mai departe organelor autorităților locale. Acest soft este fără plată, fără licență și putem utiliza și aceste datele pentru QGIS. După asta analizăm informația prin crearea diferitor vectori și crearea hărților specifice pentru evaluarea condițiilor geotehnice și hazardurilor. Asta la fel, alunecări de teren, erozie, stabilitatea solurilor, procese de inundație, unde sunt crearea apelor, nivelul apelor freatice. Și
la sfârșit această cartare. Concluzie pentru acest proiect care noi putem face. În primul rând, noi începem din colectarea datelor din diferite surse și crearea bazelor de date. Acest lucru poate fi făcut și pentru teritoriul României, dacă noi determinăm structura bazelor de date comune și putem face această modelare în comun în zona aproape la orașul Ungheni, depinde de informații existente la moment. Și după aceasta putem face analiza apelor, herțelor, images și datelor de vector pentru zonarea geotehnică. Aceasta este etap pentru următorul pas, pentru efectuarea herțelor de microzonare seismică. Herți de microzonare seismică, conform legislației noastre, sunt adoptate de minister și este documentul normativ pentru proiectare. Și este foarte important adaptarea regulamentelor Eurocodului pentru aceasta, acest lucru, crearea hărților geotehnice în un format. Și după, la sfârșit, asta, crearea hărților, după când noi determinăm metodologia, prin softuri specifice, din după două maluri râului Prut. Mulțumim pentru atenție. Domn Bogdevici, vă mulțumim frumos. Stimați colegi, dacă sunt întrebări, vă rog frumos. De la Universitatea Tehnică a Moldovei nu sunt întrebări. La Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași sunt întrebări? Nu sunt. Vă mulțumim. Atunci, următoarea prezentare pe tema Seismic Hazard and Risk Assessment în Ungheni, Republic of Moldova, autorii Sergiu Troian, Vasile Alcaz, Evgenie Isicco, Institutul Geologie și Seismologie din Republica Moldova. Prezintă domnul Sergiu Troian. Vă rog. Da. Ok. Sperăm că da. Sunt Sergiu Troian și reprezint Institutul de Geologie și Seismologie din Chișinău. Merge, da. O să trec rapid peste slide-uri ca să nu vă mai țin atâta timp. A durat un pic. O să trec peste momentul în care trebuia sau am vrut să vă conving despre importanța riscului seismic și în care vă conving cât de grave au fost evenimentele seismice ale secolului precedent în Republica, pentru Republica Moldova și pentru România la fel, de fapt. Consecințele acestor seisme au fost devastatoare pentru noi, în special 1940, 1977 și 1986. Laboratorul de seismologie din cadrul institutului nostru se ocupă în mare parte, sau o activitate de bază a fi investigarea, analiza riscului seismic, sau evaluarea riscului seismic și analiza hazardului seismic. Dacă să ne referim la riscul seismic, sunt două componente principale care afectează riscul seismic. Este hazardul sau evenimentul seismic în sine, care de fapt reprezintă caracteristicile de bază ale evenimentului seismic, și este vulnerabilitatea. Vulnerabilitatea reprezentând capacitatea unui obiect, unei localități, unei construcții, poate, de a rezista sau de a reacționa la acțiunea seismică. Mai este și un al treilea factor, de fapt, care afectează riscul, dar este expunerea, exposure, dar acest factor nu cred că este relevant pentru cazul nostru, este un factor mult mai relevant pentru scara macroseismică, când analizăm suprafețe mult mai mari, în care deja contează distanța până la epicentru mai mult și viteza de propagare a undelor seismice și așa mai departe. Dacă datele care ar defini hazardul seismic sau caracteristicile cutremurului sunt mai ușor accesibile și practic le primim instantaneu în urma unui seism, datele legate de vulnerabilitatea seismică sunt mai greu de colectat și, de fapt, una din metodele pe care noi am folosit-o
în cercetările noastre a fost să colectăm informații despre clădirile deja construite în Republica Moldova. De fapt, nu noi am colectat aceste informații, au fost colectate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2004 și aceste informații conțineau date caracteristice despre fondul imobiliar. În mare parte erau definiții de bază ca înălțimea clădirilor, numărul materiale din care erau construite, numărul de persoane care locuiau în aceste clădiri, tipul de construcții sau de sistem de rezistență. Pe baza la aceste informații, noi am reușit să compilăm cumva și bazându-ne pe scara IMS 98, deja menționată mai devreme de colegii noștri, am reușit cumva să compilăm o variantă de vulnerabilitate seismică a fondului construit a Republicii Moldova. În total am analizat peste 2 milioane de clădiri. Sunt 30 din 33 de raioane investigate, 3 raioane din păcate lipsesc datele și lipsesc datele și din Transnistria, din motive un pic mai evidente. După ce am luat datele din 2003-2004, am încercat să le calibrăm și cu rezultatul recensământului din 2014, care a avut loc în Republica Moldova, pentru că datele din 2004 poate nu erau întocmai foarte exacte și noi atunci am încercat să le aducem cât mai aproape de condițiile reale în care este fondul imobiliar la moment. Ceva din rezultatele care au fost prezentate în urma acestei cercetări, aici sunt niște date statistice legate de fondul construit al Chișinăului. De ce este foarte important pentru noi Chișinăul? În mare parte este din cauza numărului foarte mare de clădiri înalte, iar evident că înălțimea clădirilor reprezintă un factor important în sporirea vulnerabilității seismice. Aici vedeți o statistică a destinației clădirilor, a înălțimii clădirilor pentru orașul Chișinău. După ce au fost colectate toate aceste date despre clădirile sau fondul construit al Republicii Moldova, am încercat să cuantificăm vulnerabilitatea seismică a acestor clădiri. Am făcut-o, după cum am menționat, pe IMS 98 și în mare parte ne-am bazat pe două variabile importante. Este materialul din care a fost construită construcția și tipul de structură care a stat la baza ei. De fapt, IMS 98 probabil că este cea mai bună sau printre primele metode bune de colaborare în domeniul cuantificării vulnerabilității, unde pot colabora, de fapt, constructorii, inginerii constructori și seismologii în același timp. Pentru că este un domeniu care, după părerea mea, cumva încearcă să le combine pe ambele. Am făcut acest lucru pentru fiecare localitate, fiecare sat din Republica Moldova. După asta am grupat cumva localitățile în raioane, pentru că inițial datele erau colectate pe județe, am avut perioade când erau și județe. Le-am structurat raioane, am obținut cumva valoarea riscului seismic pentru fiecare raion în parte în Republica Moldova, cu excepția la cele care datele nu am avut complete sau eronate, prea eronate. Și din câte observați din cromatică aceste figuri, dacă o vedeți mai bine, raionul Ungheni este printre cele mai vulnerabile raioane ale Republicii Moldova din punct de vedere al vulnerabilității seismice. Și sunt doi factori aici care sunt la mijloc, de fapt, este vulnerabilitatea sporită a fondului construit în primul rând și în al doilea rând este distanța mică, relativ mică față de alte raioane de Focarul Vrancea. Dacă să ne referim doar la raionul Ungheni, am analizat doar fondul construit în această zonă, tipul de clădiri după destinație, materiale utilizate în aceste construcții și am încercat să înțelegem de ce raionul Ungheni reprezintă un factor de vulnerabilitate atât de înalt și am înțeles că unul din motive a fost faptul că marea majoritate materialelor folosite în construcția acestor clădiri au fost materiale locale, printre care se numără argilă, construcții din blocuri de piatră, cărămidă, să zicem, construcții zidărie din cărămidă, dar necalibrată, sau construcții chiar și din elemente calibrate, dar fără a utiliza careva elemente de antiseismice, ca centuri antiseismice sau armări sau consolidări sau structuri din cadre chiar mult mai rar. Astfel, una din cauze a fost la această vulnerabilitate sporită a fost aceste materiale utilizate. Am grupat, evident, clădirile după
clasă de rezistență seismică, vedeți diagrama din dreapta, și în primele trei clase de cea mai joasă rezistență seismică, după IMS-98, se regăsesc aproape majoritatea clădirilor din Ungheni. Din păcate avem foarte puține clădiri de clasele 3 superioare. O altă metodă pe care a folosit-o noi în evaluarea vulnerabilității seismice, pentru că am considerat că e necesar să cumva să comparăm aceste rezultate, am folosit determinarea vulnerabilității pe baza intensității în conformitate cu scara MSK64. Adică am stabilit o formulă care reflectă intensitatea clădirilor, intensitatea evenimentelor seismice în fiecare punct din Republica Moldova, care de fapt reiese din datele pe care le-am colectat noi de-a lungul anilor și care reflectă cum s-au comportat clădirile în diferite puncte ale Republicii Moldova la diferite seisme care deja au avut loc. Într-un fel, este o extrapolare a lucrurilor care deja s-au întâmplat la noi. Pe baza la aceste date am stabilit vulnerabilitatea seismică a clădirilor din Moldova. O să ne referim acum doar la Ungheni, ca să fiu mult mai scurt. Aici vedeți aceleași clase care au fost menționate mai devreme de colegii noștri din Iași, damage degree, clasele de deteriorări, și cum se reflectă statistica clădirilor în aceste clase. Acesta este un cutremur scenariu de 7,9 grade ca magnitudine, caracteristicile vedeți în tabelul din stânga, și ca rezultat a unui astfel de seism, sau dacă mâine ar avea loc un astfel de seism, ar fi accidentați 910 oameni, ar deceda probabil 32 de persoane și în total de 3910 gospodării sau clădiri ar fi avariate sau avariate până la momentul în care necesită reconstrucție capitală sau înlocuire cu construcții noi. Am încercat să sedentăm asta și pe o hartă. Evident că cel mai vulnerabil punct este orașul în sine, orașul Ungheni, în cadrul Aionului. În mare parte este din cauza densității sporite a clădirilor acolo, evident. Iar restul satelor de apropiere sunt, bine, reflectă mai mult distanța de la epicentru de care am vorbit mai devreme. În concluzie, după aceste evaluări a vulnerabilității seismice, am stabilit că Raionul Ungheni este unul dintre cele mai vulnerabile raioane ale Republicii Moldova. Mai mult de 90% din clădiri au fost construite de materiale locale, ceea ce de fapt este și cauza acestei vulnerabilități sporite. 64 de clădirile construite în regiune reprezintă cele mai joase 3 clase de rezistență seismică. Și ca să sporim calitatea acestui studiu, cred că este foarte important să repetăm analiza și să încercăm să stabilim cumva prin metoda IMS-98 să mai investigăm o dată criteriile de bază ale fondului construit a orașului Ungheni sau a întregii regiuni în special. O metodă ar fi să dezvoltăm o rețea de clădiri reprezentative care ar cumva reflecta caracteristicile de bază sau materialele de bază folosite și construcțiile, tipul de structuri de bază folosite, ca să putem cumva extrapola pe tot raionul cât mai ergonomic posibil. Și este foarte important, probabil, în același timp, să facem o reflecție asupra fiecare localități în parte pentru a ajuta cumva administrațiile publice locale să se focuseze pe zonele cele mai vulnerabile seismice, cum am arătat și în harta de mai sus, ca cumva să prioritizăm zonele care sunt mai expuse sau mai vulnerabile față de cele care mai avem poate puțin timp să le ajutăm și acolo. Cam atât a fost. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări, vă rog. Întrebări nu sunt. Haideți să ne uităm și pe ecran dacă nu sunt întrebări de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași. Nu sunt, văd că întrebări. Nu sunt. Stimați colegi, ultima prezentare pentru astăzi. Nu, e o prezentare foarte scurtă pentru, nu în contextul proiectului Hazarm, dar vreau să știți că și proiectul nostru Hazarm trebuie unde mergem și unde avem ocazia să facem prezentări, trebuie pentru diseminare, pentru vizibilitate mai largă să fie prezentat peste tot.
În acest context vreau să vă spun că suntem, în afară de, avem la facultate acum, adică suntem parteneri în proiect Hazarm, ne mândrim și cu un alt proiect care suntem parteneri, proiect Erasmus Plus, acțiunea K2, un proiect care îi spune prescurtat GeoBiz, mersi, și anume, prezentarea este făcută pe durata de 15 minute, dar eu am să vorbesc doar 7 minute. Da. La noi, data de 15 noiembrie 2019, până face, va dura proiectul nostru, adică este pe o durată de 36 de luni, dar din cauza COVID-ului s-ar putea ca proiectul GeoBiz să se prelungească. Acest proiect vine în contextul programului european Erasmus Plus și vreau să vă spun că facultatea noastră este poate lider la Universitatea Tehnică, dar trebuie să mai muncim asupra și asupra astfel de proiecte, și anume Erasmus Plus acțiunea K1 merge? Lăsați, dar. Erasmus Plus, acțiunea K1, cuprinde mobilități academice și avem astfel de mobilități academice și experiență începând din anul 2016 cu Universitatea din Lyon, cu filiala de la Școala Națională de Inginieri de la Saint-Étienne pe domeniul construcții. Avem astfel de experiențe cu domeniul geodezii, cu Universitatea Tehnică Timișoara, cu Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, cu Universitatea Tehnică de Construcții București, pe domeniul evaluării și dezvoltării imobil, la fel cu Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași. Avem mobilități academice care au fost preconizate în anul 2020, dar au fost transferate în anul 2021, deoarece a fost, adică din martie, pandemia declarată, și cu Universitatea din Polonia și Universitatea din Croația urmează să desfășurăm mobilitățile în continuare pentru profesori și studenți. Deci, despre proiectul GeoBiz, acțiunea K2. Este un proiect în care sunt 23 de parteneri, avem parteneri de bază și avem parteneri asociați. Partenerii de bază sunt de la partenerii de bază sunt parteneri ca universitățile, cel puțin două universități din fiecare țară, și parteneri de bază sunt instituții, agenții asociate. Deci, bugetul total al proiectului în totalitate constituie 989.055 euro, iar bugetul UTM în acest proiect este de 57.798 euro. 30.000 sunt preconizate pentru procurare echipament. În prezent suntem în perfectarea listei pentru procurări echipament. Care este scopul acestui proiect, de fapt? Adică stabilirea de forme noi de cooperare între mediul academic și mediul social-economic pentru a sprijini interacțiunea în procesul de predare, învățare în domeniul geoinformatică, înființarea unei platforme Business Academia care să sprijine excelența în geoinformatică, dezvoltarea de noi programe de formare continuă a cadrelor didactice și a specialiștilor din domeniu și a metodologiilor practice de predare, învățare și conținut în cursuri bazate pe tehnologii în geoinformatică, bazate pe nevoile și experiențe, bazate pe afaceri, și implementarea tehnicilor și a tehnologiilor moderne, anume echipament topogeodezic, în procesul de predare în geoinformatică. Vă spuneam că partenerii acestui proiect sunt 23, dar coordonatorul principal al acestui proiect este Universitatea din Zagreb, și anume profesor Zelko Bacic. Partenerii din Republica Moldova sunt două universități, Universitatea noastră și Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie cu sediu la Chișinău. Partenerii asociați sunt, v-am spus, agenții, instituții din domeniul geodezii. Din Republica Moldova este Agenția Relații Funciare și Cadastru ca partener asociat, și un subcontractor este o companie Novogid din Suedia. Fiecare proiect de astfel are, adică, câteva pachete de lucru. Pachetul GeoBiz, proiectul are 6 pachete de lucru. Fiecare pachet de lucru are sarcini, 1-6 sarcini.
Noi suntem, cum v-am spus anterior, suntem responsabili Universitatea Tehnică pentru diseminarea proiectului și de aceea de câte ori am ocazie trebuie să fac acest moment, dar de regulă toți partenerii participă în toate pachetele de lucru, aceste 6 pachete. Avem ca și în fiecare proiect un calendar al evenimentelor, iarăși spun, deoarece s-a început pandemia, calendarul acesta va fi un pic, adică modificat. Prima vizită a experților împreună cu partenerii trebuia să fie la Universitatea Tehnică în martie 2020, dar s-a transferat pentru martie 2021 și va fi un training pentru profesorii noștri și specialiști din domeniul geoinformaticii asupra unui nou concept de studiu, PBL, probleme bazate pe învățare. Exact acum noi suntem la etapa realizării planurilor de învățământ, ediția 2021 și iată, obligatoriu trebuie să punem în acest plan de învățământ o astfel de disciplină. Rezultatele proiectului sunt elaborarea curriculumului conform cerințelor moderne în geoinformatică și vom duce cont de nomenclatura specialităților din Republica Moldova aprobat în iunie 2017. Vom duce cont de plan cadru al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, dar vom duce cont și de programele și planurile de învățământ europene. Datorită că vom duce cont de sugestiile, propunerile lor, vom elabora un plan ajustat la rigorile europene și doar acest plan de învățământ ne va ajuta să facem ceea ce am pornit să vă spun despre mobilități academice, Erasmus Plus, acțiunea K1. Instruirea și asigurarea profesorilor ce ține de echipament modern de ultima generație, care va permite instruirea studenților la nivel înalt și stabilirea unui mecanism de schimb de experiență și necesități dintre mediul academic și economic, care ulterior va permite instruirea unor ingineri de nivel înalt, corespunzător cerințelor pe piața de muncă națională și internațională. Și dacă acest proiect și cu siguranță va fi realizat cu succes, atunci această experiență poate fi implementată la Universitatea Tehnică, la facultatea noastră și pentru inginerii constructori și nu doar, pentru toate celelalte programe de licență și programe de master care le avem în cadrul facultății. Vă mulțumesc pentru atenție! Stimați colegi, conferința de astăzi a luat sfârșit. A fost o zi plină, dar eu zic interesantă. S-a văzut totuși că o conferință trebuie să fie organizată timp de cel puțin 2 zile jumătate, mai ales sunt aici persoane care se văd că au dus lipsă de comunicare și vor să fac prezentări cât mai lungi, cât mai interesante, dar iată, vedeți că ne-am lungit cu o oră și ceva în acest context. Încă o dată amintesc că lucrările, publicațiile vor fi publicate la Universitatea Tehnică de la Chișinău, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache Iași, la Institutul de Geologie și Seismologie, în limba engleză. Articolele vor fi publicate. Astăzi ne odihnim, dar mâine, începând de mâine, ne pregătim să facem aceste articole interesante, cu adevărat, adică cu potențial științific și așa mai departe. Doamna Alina Nicuțu, vă rog frumos să spuneți câteva cuvinte de concluzie. Eu ce pot să mai spun? Vreau să vă felicit pentru organizarea evenimentului și pentru acest tur de forță, atât dumneavoastră cât și tuturor participanților. Suntem de dimineață aici, am înțeles că unii au dormit și mai puțin azi noapte, deci cred că o bine meritată odihnă o avem cu toții. Vă mulțumesc, doamna decan, pentru prezentarea finală, pentru organizarea evenimentului și tare, tare mi-ar fi plăcut să fiu alături de dumneavoastră la... să particip și eu la acele pauze de cafea și ce prăză de rigoare. Poate la următoarea conferință, care este peste 6 luni. Vă mulțumim frumos pentru întreg sprijin și ajutor. O seară frumoasă la toată lumea!